Bun găsit! Rău n-ați nimerit, sunt Vlad Stoicescu și alături de colegul Ovidiu Vanghele, vă chem la judecata de acum, locul în care ne întâlnim, cam în fiecare seară de joi, de la 8 până pe la 10. Salut, Ovidiu! Salutare! Ce faci, man? Vai de capul nostru! Dincolo de faptul că la propriu curg apele pe noi, pentru că, unu, nu mai avem aer condiționat, ni s-a stricat cu 2 ore înainte să intrăm în frumoasa emisiune, 2, mai intrăm și în întârziere cu vreo 6 minute, dar aici sper că ne iartă deja publicul nostru că ne-am făcut, sigur, o reputație proastă, recunosc în acest sens, dar ne-am făcut-o, asta ne-am e cert. Ne-am făcut-o, da. Ce poți să spui în apărarea ta? În apărarea mea mai nimic, pentru că în principiu... Nu, acum chiar eu pot să spun ceva în apărarea ta, dacă de multe ori greșit din punctul ăsta de vedere ești chiar tu. Eu, da. Acum chiar ai stat până la 8 fără 5 pe un telefon, pe un subiect care are legătură cu ce vom vorbi noi în această seară. Dar acum, în apărarea mea, dacă tot îmi cer să mă apăr, am mai pățit așa. Adică s-a mai întâmplat ca fix cu 5 minute, 7 minute înainte de ora 8 la care ar trebui să începem, să închid un telefon pentru un subiect pe care îl discutăm practic de la 8. Da. Așa s-a întâmplat. Așa este, dincolo de... Uite, deci fii atent, avem un cui pe masă, îți dai seama? Și când zic cui, mă refer chiar la un cui. La un cui? Dăm voie să ți-l arăt. Da. Iată-l. Nu... Nu știu de unde a apărut, îl voi pune deoparte. Pune unde vrei tu. Așa. N-ai nevoie de el, nu? Da? Nu. Nu scoți ochii nimănui în această seară, decât metaforic. O să scoatem ochii mai multor personagii, dar nu cu sărăcia aia. Nu știu chiar de unde a apărut ăla. În fine, whatever. Nu știu, condițiile, acum dincolo de glumă, să ne credeți pe cuvânt, condițiile sunt absolut intolerabile. 9 din 10 oameni clinic sănătoși la cap n-ar fi făcut în astfel de condiții 2 ore de emisiune. Se pare că noi suntem în procentul ăla de 10% săriți de pe fix, deși clinic sănătoși, teoretic. Teoretic. După Patalama. N-am avut ce să facem, chiar ni s-a stricat cu 2 ore înainte. Avem un aer condiționat mobil aici. Mă rog, n-are sens să intrăm în detalii, dar din motive tehnice nu putem să instalăm un aer condiționat de la obișnuit cu aparatul pe perete și cu unitate externă. Și atunci avem un aparat intern care și-a făcut treaba în ultimii 3 ani de zile, dar uite că a crăpat fix astăzi. Da. E greu. A crăpat... Băi, uite, acum... Bă, zici că e făcut de Marcel Ciolacu. Sunt eu pe partea altă, tati, cu optimismul acum. Nu știu bucură-te. De ce, pentru că deja văd apele curgând curg, pe tine. Dar mai avem, hai să zicem, o lună și nu mai avem temperaturi de astea. Îți dai seama că se întâmplă în iunie, că eu nu cred că îl repar. Tu te bazezi pe clima pe care ai învățat-o la geografie acum 30 de ani când erai tu în școală, nu? Păi da, am zis o lună, că așa, săptămâna viitoare e ultima din august și ar trebui să cam termine conform climele de care zici tu. Da. Revenind, bine, că avem o grămadă de treabă astăzi. Hai la drum. Hai să începem cu un fel de follow-up la lucrurile pe care le-am discutat preț de o oră și 45 de minute ediția anterioară, da, cel puțin. Da. Ediția anterioară am dedicat o poveste asteia cu Spitalul Sfântul Pantelimon și acuzațiile procurorilor pentru 2 doamne doctor acolo. Suntem în fața unei chestii care eu care mă uit totuși de niște ani de zile la justiție, nu mi-amintesc să fie existat. Și anume, avem o acuzație teribilă, cum am spus și data trecută, probabil cea mai grea acuzație în codul penal românesc, dincolo de alea cu ucideri în masă, alea care sunt prescriptibile, da, cu genocid și alte tâmpenii, crime împotriva umanității și așa. Acest omor calificat în forma lui cu premeditare, da? Pedepsit cu închisoare pe viață sau 25 de ani, un fel de, dacă ai bulan, 25 de ani. Uh-huh. Deci acuzația este maximum posibil pentru lumea asta normală, că și asta cu genocid, nu poți face genocid tu, sau mă rog, poți, dar
situații astea, Breivik și mai știu eu ce. În general, astea sunt pentru oameni politici care au razna și ucid supușe acolo, în dictaturi și până astea. Slobodan Milošević îmi vine în minte, dar sigur, e o cazuistică extinsă dacă ne uităm la secolul 20. Da, da. Bun. Lucrul ăsta neobișnuit este că se formulează această acuzație înspăimântătoare față de două persoane. Acuzația stă în picioare pe partea de măsuri preventive și e cumva consfințită de un judecător prin maximum posibil de măsură preventivă, și anume arestarea preventivă la arest, nu arest domiciliar, nu control judiciar, nu știu ce, direct arest, după care femeile fac apel, dreptul lor, doamnele doctor, și la apel, o instanță, evident, superioară, curtea de apel, superioară tribunalului, că așa funcționează justiția, deci doi judecători față de unul, e important de spus și asta. Complet din complet doi. Complet din doi. Nu doi separat. Da, da, nu. Da. Complet de unul la tribunal, complet de doi la curtea de apel. Ajung la concluzia că măsura preventivă nu trebuia luată, arestul preventiv dispus de judecătorul de la fond nu trebuia dispus și nu înlocuiesc acest arest preventiv cu o altă formă mai moale, dacă pot să zic așa, de măsură preventivă. Da? Da. Ci le pun în libertate, inclusiv cu dreptul de a profesa. Da? Da. Deci inclusiv cu dreptul de a profesa. Eu personal nu mi-amintesc să fi existat în justiția română, mai ales asta făcută după codurile astea noi acum, când ai mai multe feluri de măsuri. Pe vremuri era arest preventiv sau liber. Uh-huh. Nu exista arest la domiciliu. Pe vremuri până la codul nou, care a început să funcționeze, cred că undeva în 2010. Iertați-mă, poate, nu mai știu exact. Mă rog, eu cred că un pic mai târziu, mă rog, niște ani mai târziu. Dar cred că 2008-2009 a început discuția, că era odată asta cu coaliția, a opris codurile, a intrat în vigoare codul ăsta nou undeva 2012, posibil, whatever. Nu facem acum arheologie, mai ales că nu ăsta e subiectul. Deci, în formatul ăsta nou acum, eu nu țin minte să fi existat așa ceva. Ce-mi spune mie, deci, juridic, eu nu știu cum să explic chestia asta, pur și simplu nu știu, aștept motivarea cum așteaptă probabil asta toată lumea. Asta voiam să zic, hai să menționăm în ordinea faptelor că nu avem în momentul de față o motivare a deciziei. Decizia e definitivă, e executorie. Da, nu știm raționamentul instanței, după cum nu știm ce elemente noi au apărut la acest apel față de fond. Păi evident că le vom constata citind motivarea, că vor fi... Îmi imaginez că apărarea probabil a venit cu elemente noi în sprijinul propriei cauze din moment ce această instanță de apel nu a mai dispus nicio altă măsură preventivă. Deci pe lângă faptul că a înlăturat, cum spui tu, regimul carceral, că a înlăturat ținerea lor în închisoare, nici nu a venit cu o măsură complementară. Alternativă, poate mai moale, că sigur oricare alta ar fi fost mai moale, da? Da. Privare de libertate, da, acasă, nu știu, control judiciar, interdicție de a părăsi orașul. Hai să te întreb ceva, în baza noii decizii au dreptul să comunice neîngrădit cu oricare din martorii dosar? Asta mie nu mi-e clar. Că dacă mergi la locul de muncă la Pantelimon și au fost denunțători de la Pantelimon, după cum au fost zeci de martori de la Pantelimon, în principal asistenți, are voie să vorbească cu asistentele asistenții? Tot ce știm noi astăzi... Profesional odată, comunicare profesională, dar poate că comunicarea profesională mai intervine și un moment de respiro, deci, și zici și hai să vorbim și de treaba noastră personală. Noi în momentul ăsta, noi nu avem decât o minută care spune așa, admite apelul, dispune punerea în libertate a inculpatelor Popescu Vasilescu, cum le cheamă pe doamne, noi știm cum le cheamă, dar nu o să le dăm numele, n-am făcut-o nici data trecută, din respect că totuși nu e lămurită povestea asta judiciară. Eu te cred, dar sunt pe toate gardurile. Da, sigur. Numele respective. Da, dar nu fac eu, adică sunt mai liniștit în situația asta. Și
atât. Nu spune eventuale interdicții dacă există, dar de nou, nu vine o altă măsură preventivă. Mă întorc. Ce înseamnă pentru mine, înțelegând cât înțeleg eu din justiție? Că efectiv e pusă la îndoială, sunt puse la îndoială sau e pusă la îndoială una din două chestii. Ori calitatea lor de făptuitoare pentru faptele respective care le sunt imputate, uh-huh, ori fapta în sine, acuzația în sine. Adică, mai pe scurt, nu doamna Popescu și cu doamna Ionescu, repet, numele lor le pun eu așa din burtă, sunt vinovate pentru faptele alea sau nu au omorât cu premeditare. Cel puțin atât cât reiese din materialul reiese, probator strâns până în momentul de sigur, față. Neamtamând, cum să spune în sala de judecată, fondul. Uh-huh. Dar, sigur, atingi fondul. Că discuți dacă a făcut ăla sau n-a făcut. Sau dacă ce a făcut e ce spune parchetul. Și anume, ucidere, omor din ăsta calificat în forma lui cu premeditare sau nu. Deci, având în față fix chestiile astea două, mie mi se pare că se pune la îndoială însăși acuzația. Și acum încerc să o iau așa logic, bătrânește. Mă întorc. Care era acuzația? Că într-un spital în România, niște femei medic ATI de niște vârste fragede, 30 și ceva de ani ambele, abia intrate pe meterezele profesiei. Și, mă rog, nu chiar. Mă rog, într-o anumită într-o măsură, anumită da, măsură da, dar totuși niște adică ea ca formare profesională toată partea de rezidențiat nu include la profesie propriu-zis. Poți să consideri startul da, efectiv al profesiei practică. După... Ok, da, există practică, partea de da, practică, da, da. Dar ai facultate 6 ani de zile, nu? După care habar n-am cât e rezidențiatul la terapie înțeleg intensivă. Înțeleg că e maximum 5-6 ani. Adică păi ceva... nu, stai un pic, că maxim e, eu știu că pentru neuro să fac și 9 ani. Ah, ok. Deci, uite, pentru zona de neurochirurgie, dar aici suntem deficitari da, amândoi. Îmi declin competent, nu știu. Dar e, deci mai, știu. E mai mult decât e termenul mult, uzual. E, da, și sigur, au intrat, lucrează într-un spital în București, în capitala unei țări din UE. Da? Da. Deci, aceste două persoane sunt acuzate că prin niște manevre pe care le-au făcut, manevre medicale, pe care le-au făcut unor pacienți pe care aveau în îngrijire, le-au cauzat moartea. Da. Da? Uh-huh. Asta e acuzația. Această acuzație trebuie înțeleasă într-un context mai larg și anume, în România, tu nu ai voie să suprimi viața unui om, fie că el mai are un minut de trăit, sau mai are 2 zile, sau mai are 25 de ani de zile. Oricare din suprimarea vieții unui om în condițiile astea 3 pe care le-am dat eu, 2 minute, o zi sau 50 de ani, se consideră omor în legea românească. Nu poți, adică nu ai voie. În România nu există eutanasiere, nu există, nu ai voie să spui, domne, eu consider eutanasiere, că... adică decizia voluntară fie a persoanei, fie a familiei, fie a medicului, fie a... adică nu există varianta în care tu să spui, bă, uite care e treaba, eu consider că omul ăsta, săracul vai de capul lui, nu-și mai revine. Dar stai un pic, poate chiar omul a lăsat cu limbă de moarte, dacă rămân nu... legumă, okay, mă decuplați. Da, și n-ai voie. Și n-ai voie, în da. România nu ai voie. Uh-huh. Și atunci... uitându-mă la lucrurile astea, mă întorc la acuzația procurorului. Procurorul a zis așa, domne, la mine au venit niște oameni care au spus, uite, s-au făcut niște manevre în detrimentul unor persoane aflate în îngrijire de către aceste doamne doctor. Manevrele astea, măi imeleule, le-au curmat viața? Da, spune imeleul. Și atunci procurorul se uită pe alea și zice 1 plus 1 egal 2. Până manevrele făcute la pacientul Popescu, i-ai curmat viața tu, inculpat Ionescu. Da? Deci
acuzația, așa e ea. Și atunci înseamnă că există niște lucruri care fac ca lucrul ăsta atât de simplu, 1 plus 1 egal 2, în ciuda, nu știu cum să spun, logicii existenței lui, da? Adică 1 plus 1 fac 2, că tu în România n-ai voie să faci asta. Și în ciuda logicii expuse de procuratură, sigur, în primul rând. Sigur, expuse de procuratură. Da. Dar, din ce, că am tot vorbit, de-aia am vorbit o oră și 45 de minute data trecută despre asta, acolo există niște probe, dincolo de he said și said, că acolo, cum am spus, totul se întâmplă pe un fond din ăsta de scandal între niște tabere care se acuză, se reclamă, se dau în judecată, se demit unii pe alții, cum ajung în tot felul de poziții. Acolo e un tărăboi, o tărăraie mare de tot. E, pe fondul ăsta, acolo, cineva vine și spune, doamnele astea doctor au făcut în ziua de la ora de chestiile astea. Dincolo de vorbe, acolo mai există și niște dovezi care par imbatabile, adică a venit procurorul și a luat logul ăla din injectomat, da. Că asta era o discuție despre injectomat. După aia iarăși niște mărturii cum că umblau la oxigen dacă vedeau că scăzând noradrenalina din rata de administrare prin injectomat, nu mureau ăia, să încăpățâneau oamenii ăia să nu moară. Adică ce se vede ca fiind administrat, ce se vede în foaia de observație ca fiind administrat bolnavului, nu e același lucru cu ce s-a administrat în mod efectiv, și ce s-a administrat în mod efectiv apare în memoria injectomatului. Injectomatul. Doi, există iarăși mărturii care bănesc că sunt și ele la rândul lor cumva coroborate cu niște date din astea de injectomat, cum că în cazul unui pacient, Ionescu, da? Se prescria o rată inițială de 15 sau 20, nu mai știu cum era exemplul ăla exact acolo, am citat din el data trecută, se prescria, să zicem, 15, da? Venea doamna doctor, îi dădea la 1 și zicea asistentei, nu umbla, lasă-l în foaie 15. După aia când venea ora de vizită la care aparținătorii ar fi putut să vină să-și vadă bolnavul, chiar legumă așa în patul de ATI, ziceau, bă, dar dacă cumva, că se vede unul ăla acolo pe injectomat, dacă vine vreunul care are cunoștințe medicale între aparținători, poate vine un prieten al copilului sau ceva și zice, păi de ce e unul, că ar trebui să fie mai mult? Și zice, dă-l înapoi la 15, cât vin oamenii ăștia la vizită, da? Deci există mărturia asta care, repet, mă gândesc că e coroborată de parchet cu niște date din aparatele alea, care alea nu pot fi mânărite. Adică alea un log, e, da, un robot, da, 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 dracului. Da. Se vede evoluția sau involuția cantității administrate. Bun. Și după aia când pleacă aparținătorii, îl dau iar la 1. Deci asta e o bucățică de acțiune descrisă de niște oameni care au fost martori acolo și care, bănuiesc eu, are o valoare dincolo de vorbe, fiind coroborată cu niște parametri din ăștia, de injectomat, cum vorbeam, da? După aia, avem clar în foile alea nu s-a specificat. Uh-huh. Adică manevra asta de a, nu știu, tăia, să zicem, substanța aia care ar fi fost menită să-l țină în viață pe pacient, nu este asumată terapeutic. Adică eu nu știu dacă e ca și când eu aș zice, ți-ai rupt mâna, da, îți pun piciorul drept în gips și eu nu scriu în foaie că ți-am pus mâna, că ți-am pus piciorul drept în gips, care e bun. Scriu că ți-am pus mâna stângă. Dar eu ți-am pus piciorul. Dar eu ți-am pus piciorul, înțelegi? Da. Încerc așa, nu știu, aproape imbecilizarea omului, dar o duc într-un absurd în ăsta ca să înțeleagă ce vreau să spun, da? Bun. După aia, doamnele astea, ele nu s-au apărat spunând, dumne, dar stați puțin că noi știm carte, noi am învățat carte și noi știm că așa se face în situații de genul ăsta, în speranța de a-l salva pe pacient. N-a spus nimeni. Au spus doar societățile astea de ATI și... Nu știu, intrase pacientul în șoc, am auzit, da, teoria asta, șocul refractar. Intervine în momentul în care organismul nu răspunde de fapt la acea doză tot mai crescută.
și în condițiile, în contextul unui astfel de șoc refractar, de fapt se scade la loc cantitatea. Dar și aici înțeleg că mai degrabă se scade treptat, așa cum creșterea trebuie să fie treptată, nu sar de la 1 la 20, dar nici nu scad de la 20 la 1, așa cum dovedește, apelând la memoria injectomatului, parchetul în actele judiciare pe care le-a scris până acum. Acum, noi încă o dată, am spus-o și atunci o spunem și acum, 1 la mână, nu suntem doctori, 2 la mână, nu suntem procurori, 3 la mână... Asta se vede, cred. Da, arătăm cam rău pentru ori doctor, ori procuror. Trei la mână. Noi nu am spus, eu unul n-am spus nicio secundă, nenorocitele alea sunt vinovate. Bazându-mă, și nu încerc să mă disculp, pur și simplu, mai spun o dată, cum am spus data trecută. Eu mă gândesc că niște procurori sănătoși la cap în România, când ajung... la capătul unei anchete care a durat vreo 4-5 luni, pentru că noi știm că prima mișcare făcută de parchet către Spitalul Sfântul Pantelimon a fost până în aprilie. Noi suntem acum pe final de august. Nu deci, e chiar capătul anchetei, că nu-ți garantează sigur, nimeni că un rechizitoriu va fi trimis în judecată săptămâna viitoare. Sunt de acord poate cu tine. Poate mai dureze luni de zile, sunt nu? De acord cu tine, dar perioada aprilie până la momentul reținerii și arestării acestor doamne sub acuzația asta teribilă, perioada asta n-a fost de două zile nu. Sau de trei zile, nu. În care să zici, domne, s-au evident. Grăbit, sunt niște descreierea, sunt astea. Eu totuși nu pot să cred că niște procurori să joacă cu destinele unor femei tinere care au învățat carte. Una dintre ele s-a format în Franța. Adică mi-e greu să cred. Eu, ce cred eu este că parchet, procurorul, a făcut cum spun eu. Domne, ai în România legislație să îi spui... bolnavului Popescu, sau nu să-i spui că el nu, oricum nu te aude, că e... Să decizi că nu mai are nicio șansă să oprește alea. Și întrerupi life support-ul. Poți. Și-a întrebat după aia la e-mail, dume, dacă întrerupi life support-ul, să consideră că asta e cauza decesul, da. Ce înseamnă în România să omori unul? Să cauzezi decesul. I-au făcut aceste doamne, în decizia lor, i-au cauzat decesul omului Popescu, el încă trăind? Da. Eu omor și s-au scuie la instanță. În momentul ăsta eu așa văd lucrurile. Și atunci, repet, n-am văzut niciodată așa ceva într-o cauză să ai mandat, arestare, 30 de zile și după aia ieșire fără absolutamente niciun fel de măsură din asta, decizie definitivă. Parchetul nu se mai poate întoarce împotriva acestei decizii absolut. La o a treia cale de atac sau absolut. E definitivă, ele vor fi cercetate în stare de libertate, nu? Ce am mai spus noi am încercat, am dat niște exemple bazându-ne sigur pe actele parchetului, că noi n-am fost acolo la ATI, nu, nici eu, nici tu. Să vedem pe gaura cheii ce s-a întâmplat, preț de niște luni eventual. Parchetul a făcut asta și a venit cu un expozeu pe care noi l-am luat și ne-am uitat în el, da? Bazându-se pe expozeul ăsta, presa toată a considerat cazul ăsta ceva înspăimântător, pentru că detaliile acestui expozeu erau teribile, nu? Noi am prezentat aici câteva dintre ele. Și după ce am făcut asta, data trecută, preț de, nu știu, o oră sau jumătate de oră, am vorbit despre problema mai mare, problema mai largă. Și anume, în România, statul ăsta idiot nu a fost capabil să facă niște proceduri astfel încât să fie posibil, cum e normal să fie și cum e în toate țările normale la cap, să decidă doctorul că e echipat pentru asta. Să spun, dom'le, de momentul ăsta omul ăsta nu mai are nicio șansă să mai fie om, să meargă pe drum. 2. Consumăm resurse. 3. Moare altul. Pentru că tu ai spus perfect data trecută. În anii ăștia din urmă, 10, 20, 30, whatever, de când a explodat tehnologia așa mai departe, există variante să ții un om care este pa și el nu mai poate redeveni om cu funcții și cu astea și cu așa, poți să-l ții pe life support luni de zile. Uh-huh. Există chestia, se poate. Da? Și atunci,
ajungi într-o discuție din asta de resurse. Dom'le, suntem o țară săracă, cu un sistem sanitar sărac, sigur, sărăcit de vagabonzi ăștia, cu o populație bolnavă, din păcate, pentru că, na, tranziție, sărăcie, prostie, mâncăm porcării, ne agităm, fumăm, bem zahăr, ce facem? Dragoș Pătrar poate să spună mai multe despre, cum să spun, consumul românilor, știi? Și atunci... Sedentarism. Sedentar, toate. Și atunci toate astea la un loc... Te fac să, sau eu am spus atunci că asta este cea mai mare temere a mea, ca lucrul ăsta de fapt să fie universal valabil în spitalele românești de ani și ani de zile, în ciuda lipsei reglementării care să spună, da, dumne, Popescu, nu mai avem ce să facem, că nu se mai poate și tăiem asta. Da. Sigur, în niște condiții, în toate țările există, că nu ia unul singur decizia, un doctor despre asta vorbeam și data trecută, că în toate cazurile în care e reglementat acest aspect, există o intervenție procedurală extrem de precisă. Da, în pași există o comisie multidisciplinară, o discuție, un dialog permanent cu familia. Tu știi foarte bine că sistemul medical românesc și aici e profund deficitar în ceea ce înseamnă comunicarea factorilor medical cu familia pacientului din spital. Da, și da, nici măcar nu trebuie să ne uităm la cazuri în care viața mai atârnă de un fir de păr. Putem să ne uităm la orice caz spitalizat din România, comunicarea cu factorii medicali e extrem de dificil. Doar la privat, dacă te duci, vorbește cineva cu tine și te ține la curent. În sistemul de stat trebuie să te rogi pe la uși. Oricine a avut o rudă în spital, un membru al familiei știe, a trecut prin asta. Eu am trecut prin asta. Eu am trecut prin asta la spital din București, din centrul Bucureștiului, unde te duci dimineața, Ovidiu, te duci dimineața la 6, tu știi foarte bine, te duci dimineața la 6 în speranța că măcar atunci prinzi profesorul să vorbești cu el despre operație sau ce trebuie să facă pacientul, știi? Da. Și nu-l prinzi, te duci zile la rând ca să-l prinzi. Absolut. Revenind, deci, în România nu există acest cadru. Și eu ziceam atunci, bă, totuși, nu cumva înțelegeți, poate în al 12-lea ceas, acum, sigur, traumatizându-le pe femeile astea două, doamnele astea doctor de la Sfântul Pantelimon, pentru că nu e ușor să treci prin viață cu o acuzație formală de... E luat unuia gâtul. Da. Că asta înseamnă, nu? De omor în context medical e aproape rămâi fără meserie, știi? Da. La nivelul percepției celorlalți. Sigur că da, adică devii un călău, o creatură. Spuneai tu bine înainte să intrăm în e ca șpaga la jurnalist, știi? Adică te discreditează. Da, dincolo de orice șansă de recuperare de... știi? Pe de altă parte, noi am văzut cazuri recuperate în partea cealaltă. Te referi la șpagă și jurnalist? Da, sau la șpagă și jurnalist. Și nu, la șpagă și jurnalist. Da, noi suntem un popor special care îndeopște tolerează șpaga în jurnalism. Noi avem... Adică nu încurajează. În setul de valori ale românilor nu e și chestia asta. Băi, eu sunt împotriva șpăgii la jurnaliști. Bă, nu. E ok. Ba chiar îl înțeleg pe ăla, știi, dacă zic, domnule, avea și el o familie. Da, trebuia să ducă și el mâncarea acasă, și avea și credit, da. În fine, revenind la ale noastre. Deci, noi am insistat data trecută fix pe această lipsă de legislație în România. Da. Dom'le, în contextul dat, în care cu atât mai mult în România ești obligat des să ajungi să iei decizii din astea, să oprești, să-l prioritizezi, să grăbezi moartea unuia, că am la ușă doi, care s-ar putea să scape, s-ar putea peste 3 luni ea să fie înapoi pe picioare să meargă pe drum. Ăsta sigur nu mai merge. Dar eu n-am legislație și atunci fac eu cumva o moșmoandă așa. Eu am spus, dom'le, primii care ar trebui să ceară așa ceva ar trebui să fie oamenii care sunt predispuși la asta prin meseria lor. Deci ar trebui să vină și să spună, dom'le, dacă nu ne așezăm la masă mâine, noi nu mai facem, pentru că un scandal din care poate să iasă circul ăsta și să pățească Ionescu,
ce a pățit azi Popescu, se poate întâmpla oricând. Uh-huh. Da? Spuneam asta. Bun, între timp, fix despre chestia asta, citam dintr-o discuție cu o fostă colegă de liceu medic în Franța, care mi-explica cum este la ei sistemul ăsta de... când am explicat acolo acronimul și am încercat să-l și traduc, da. Dacă mai țin minte. Ceva da, de genul... Ne-am făcut de râs pe partea de franceză. Eu m-am făcut de râs pe partea de franceză. Am zis ceva de genul end of life support procedures, dracu, cum le-o fi zicând, au tot felul de... În franceză ceva, în engleză ceva, cu tare. Între timp, a apărut o poziție a unor mulți medici români în Franța. Unde, apropo, s-a format și una dintre cele două persoane, doamne doctor, acuzate la Sfântul Pantelimon. Ei au avut o poziție, bănesc că cine e interesat de caz a văzut-o. A fost preluată pe toate televiziunile, pe toate site-urile, pe tot Facebook-ul și pe toate astea. Da? Ele au avut o... Au intrat într-o discuție din asta mai amplă, inclusiv pe zona medicală, cumva solidarizându-se cu deciziile medicale luate de aceste două persoane, două doamne doctor, inculpate în acest dosar. Da. Câteva zile mai târziu, respectiv alaltăieri, cred, a venit o poziție dinspre câțiva medici americani, români, care practică medicina și ATI în special în America. E, și uite, pe asta chiar aș vrea, dacă îmi permiți, să o citez, dar va dura puțin până o găsesc. Dar o găsesc. Ăștia sunt tot medici români care profesează în Statele Unite? Sau exact, medici români, care profesează, români. Medici români care profesează okay. în state și care au avut la rândul lor un punct de vedere. Bun, citez. Suntem un grup de medici anesteziști de terapie intensivă de origine română din Statele Unite ale Americii, implicați în învățământul medical universitar și postuniversitar. Bănuiesc acolo. Necunoscând toate detaliile cazurilor care au declanșat actuala situație puternic mediatizată în România, dorim să prezentăm câteva date medicale și informații folosite pe plan internațional, susținute de niște referințe listate. Noradrenalina e administrată frecvent în stări de șoc hemodinamic, pe o durată de timp limitată, ca medicament vasoactiv unic sau în combinație cu alte, dar nu este un panaceu. În doze mari, în special pe termen lung, poate duce la insuficiență de organe, rinichi, ficat, nu știu ce. Noi asta am asumat-o ca o formă de concluzie. Dacă am zis, dom'le, uneori, dacă nu răspunde la așa, trebuie să-i scazi, pentru că poți să-l omori prin asta, doza asta, da? Am discutat despre asta data trecută. Sunt perfect. Dar trebuie să o scazi progresiv, spuneai tu. O dată și doi la mână, trebuie să o notezi, și s-o notezi totuși în foaia de observație. Noi nu vedem, așa transpare din actele strânse ca probatoriu de procuratură, noi nu vedem vreo modificare la nivelul foilor de observație. În foile de observație nu scrie, după ce am administrat câteva ore noradrenalina, a intrat în șoc refractar sau are simptome care ne arată că trebuie să scădem. Punctul 2. Ducem la moarte dacă nu scădem. Eu nu știu, pare că ai citit asta. Punctul 2. Când șocul este refractar la tratament sau situația pacientului e dincolo de opțiunile terapeutice, medicii intensiviști, așa scriu doamnele, pot reduce sau întrerupe tratamentul vasoactiv după discuții cu familia, bazat pe dorințele exprimate în prealabil de pacient sau în consultație cu Comisia de Etică a Spitalului. Asta în Statele Unite. Asta în Statele Unite. Okay. E, asta lipsește la noi, da? Și fii atent ce spun oamenii ăștia. În Statele Unite există ghiduri ale societăților profesionale de anestezie, terapie intensivă, chirurgie, nu știu ce, care ghidează, precum și un cadru legislativ care ghidează doctorul în fazele terminale de viață ale pacientului. Acest cadru legislativ îmi vine să urlu. Exact ce am spus noi aici.
Acest cadru legislativ are menirea în mod principal să limiteze suferința fizică și psihică, să mențină demnitatea și să îndeplinească dorințele pacientului și secundar să utilizeze în mod optim resursele umane. Uh-huh. Punctul 3. Ăsta este, de fapt, aici doar mă ridicam de pe scaun, aici am vine să țip. În SUA există protocoale despre discutarea în advans a dorințelor pacienților, nu știu ce, și zice, sperăm ca aceste momente dificile să ducă la crearea unui grup de lucru cu reprezentanții ai Parlamentului, medicilor, societății civile, cultelor religioase și a juriștilor, cu scopul de a înțelege și limita suferința inutilă a pacienților terminali din România și folosirea optimă a unor resurse limitate pentru cei care pot cu adevărat să beneficieze de ele. Mm. Mă rog, n-am înțeles-o pe aia cu cultele religioase, dar e opțiunea fiecăruia să descrie cercuri cât mai largi din societate care să participe la o formă masă de acolo, vedere, da. În raport cu niște chestiuni. Înțeleg, ok, că finalul vieții implică și chestiuni de etică creștină, de etică teologică, dacă vrei, dar cumva mi se pare excesiv, mai ales, știi, noi suntem la piciorul broaștei și ne gândim cum chemăm cultele religioase la masă, ok, să cheme și cultele religioase, domnule, dacă ăsta e prețul cu ghilimelele de rigoare pe care trebuie să-l plătim ca să apară un astfel de cadru legislativ în România, că e nevoie de el. Stai puțin, că uite, te contrazice fix ministrul sănătății din guvernul tău al României. Aproape nu? Că niciodată. Mi-aș face un blazon din faptul că mă contrazice domnul Rafila. Fii atent ce zice. Citesc din Carla Tănase, reporter la Digi pe Sănătate, un super reporter, am încredere în ea. Până acum nu am avut o acceptanță socială. O să provoc eu această dezbatere publică. Trebuie să participe organizațiile profesionale, organizațiile de pacienți și biserica. Da, bisericile, că sunt mai multe. Domne, aici... Îl înștiințez pe domnul Rafila, care vreo 20 de culte recunoscute oficial de statul român, trebuie chemate toate, nu? Fii atent, continuă. Nu discutăm despre eutanasie. Acceptanță socială în România pentru așa ceva sigur nu există. Foarte curând voi propune această discuție, la începutul lunii viitoare. Da. Pentru mine, nu știu, poate sunt eu mai repezit. Poate sunt eu mai repezit, dar eu cred, în primul rând am o problemă cu asta cu foarte curând. Eu dacă zic foarte curând, ok, dacă nu azi, că e 8 seara, mâine. Asta e la mine, dar poate e o chestie și de temperament. Tu ai uitat că trăim în statul al cărui cap este Klaus Iohannis. Și Klaus Iohannis zice, vom discuta în curând și pune... Dar stai un pic, că s-a întâmplat la Iohannis, zice, ne grăbim să discutăm în CSAT și ședința e peste 3 săptămâni. Peste 3 săptămâni, da. Ai cu drogurile atunci, da. Dar nu doar cu drogurile, cu dronele, cu ce vrei tu, cu tot ce s-a întâmplat și necesita o analiză imediată, a suferit o amânare efectivă de câteva săptămâni. Da. Bun, ce voiam să spun cu asta, cu acest punct de vedere pe care l-am citat? Dom'le, aici este discuția. Aici este discuția. După părerea mea, orice om care este în poziția asta de medic ATI și care cel mai probabil, fie că admite, fie că nu admite, paranteză, am primit eu personal mărturii, sigur, n-am voie să spun public, să dau mai departe să așa, că mi s-a cerut confidențialitatea, evident, au fost oameni care au spus, domnul Vanghelie, să știți că facem asta, facem asta. Ce a spus dumneavoastră acolo la post, e adevărat. Înțelegi? Am două mesaje în sensul ăsta. Cum să spun, oamenii ăștia care poate, cum spuneam data trecută, poate că e corect ce fac ei. Într-o logică din asta de secol 21, cu minte în cap și cu cunoștințe medicale și cu așa. Dar România te bagă la pușcărie, tu înțelegi? Și eu cred că nu greșește procurorul că te bagă. Procurorul se uită și spune, ai dom'le, voie să dai în cap? N-ai. Păi atunci du-te, dom'le, de aici. Așa scrie în România, în lege, să faci. Da?
Deci am citat din asta pentru că e esențial ca România asta blestemată să facă dracului ceva. Încă un lucru mai vreau să spun. Am văzut la o doamnă doctor Copaciu, se numește, ateist cu ștate vechi, în care iarăși am super încredere, o cunosc pe doamna asta, a scris public ceva de genul în 2009, ții minte că am invocat eu 2009 un soi de primă tentativă de a reglementa așa ceva în România, de care s-a ales de praful. Care s-a ales praful. Desigur. Un ordin, nu ordin al ministrului, o ordonanță de guvern, nu de urgență, o ordonanță simplă de guvern, cred că numărul 1500. La dezbatere ei au venit toți și și-au pus poalele în cap și au sărit ca Ciubaca pe acolo, popii și-au făcut hora popească și toate alea pe acolo. Nu se poate așa ceva, nu știu. Și uite, sunt 15 ani, man. Tu îți dai seama, eu mă gândesc cu groază. Pe de-o parte, câți oameni au fost mințiți în legătură cu aparținătorii lor că, dom'le, a murit de moarte bună când poate chiar nu se mai putea face nimic, dar nu putea să-și asume ăla, doctorul ăla, că îl băga la pușcărie, da? Nu putea să spune, dom'le, i-am oprit, că nu mai era nimic de făcut. Și a zis, dom'le, uite, s-a întâmplat nenorocirea și a murit. Unu, și doi, poate și mai grav, câți oameni cu zile or fi murit la ușa ATI-ului, așteptând să prindă loc, dacă în ATI era un om care era mai legalist, dacă pot să zic așa, sau mai respectător de lege. Nu vom afla niciodată răspunsuri concrete la întrebările pe care le-ai ridicat tu. Na. Dar totuși, în lumina celor 15 ani pe care arc, și Rafila zice, peste timp pe care l-ai invocat tu mai devreme, eu zic că nici vorbă de anul ăsta să se poarte o asemenea discuție, că s-a alege. A zis, începem luna viitoare, că săptămâna viitoare, că da, mâine da, 23 și să termină augustul, da, săptămâna viitoare. Ca să ce, să-i ciobim candidatura prezidențială bilului nostru, Marcel Ciolacu? Că Rafila e la braț cu Ciolacu, nu? Da, după cum da. Ciolacu e la braț cu Rafila. Da. Jenant. Jenant ca, nu știu cum să spun, să trăiești tu țara asta, să trăiești în maniera asta, să spui, începe o discuție în 2009, te sperii de zarva în societate, nu? Și zici, bă, numai gata. Numai că, uite, nu vrea lumea. Și atunci ce facem? Facem asta, nu? Da, le spunem oamenilor, domne, a murit de moarte bună. E un provizorat, domne, permanent, Ovidiu, și în medicină, după cum e provizorat în agricultură, după cum e provizorat în guvernare, în jurnalism, în ce vrei tu. Uite, ne și reproșează ceva și cred că are dreptate. O doamnă zice, haide să schimbăm subiectul, că așa a fost și emisiunea voastră trecută. Hai să trecem abrupt la următoarele teme. Primesc doar pe jumătate critica, pentru că totuși discuția e atât de importantă, încât i-aș dedica câte 7, o oră da, până da. Să mobilizează dracu Rafila la Ministerul Sănătății sau altcineva din țara asta care are legătură cu specialitatea medicală, că eu n-am. Ar fi penibil ca noi să facem grevă, nu? Domne, da. Hai să facem protocol pentru ATI. Dar speța e atât de... Adică încerc să le explic asta și oamenilor. Înțeleg că poate sunt... Înțeleg și asta, efectul mediatic al lehamitei, știi? Cumva am fost atât de bombardați cu povestea asta de la Pantelimon în ultimele săptămâni, încât ajungem la un grad de saturație. Dar nu e bine, nu ne facem un bine nouă societății că dăm la o parte o discuție doar pentru că ea e rostogolită, de multe ori rostogolită și prost, nici nu vreau... Rostogolită, noi am vorbit la trecută. Dacă am face o monitorizare a ce s-a discutat pe televiziunile de știri, apropo de cazul ăsta, ne luăm noi cu mâinile de cap. Deci înțeleg starea asta de lehamite, dar sunt și dator să spun, băi, oameni buni, nu e ok totuși să ne fie lehamite și să lăsăm lucrul ăsta cumva să treacă. Vezi, de la sine, că el nu trece. Nici nu știi ce e mai bine să faci, știi, să te gândești, bă, până la urmă, noi am spus ce aveam de spus, lucrurile sunt așa, noi am spus de data trecută că asta este, sau pentru noi, cel puțin la masa asta, asta este miza mare a poveștii astea, dincolo, sigur, de acuzația asta teribilă față de două femei tinere, dita mai medicii, care sunt puse într-o situație de balamuc. Eu, sincer, dacă ar fi asta oprite, eu aș gândi așa ca la bere, aș zice, bă, dar probabil că aia a făcut săraca
ce știa să facă în Franța, că așa a învățat acolo, că acolo s-a specializat ea. Da. Poate habar n-a avut, mă rog. Sigur. Nu, iarăși, nu vreau nici să acuz, nici să disculp eu, pentru că nu asta mi-am propus să fac. Sincer, nu asta mi-am propus să fac. Tocmai de asta, Ovidiu... E nevoie de reguli, bă, mâncați și reguli. Discuția noastră, de fapt, n-a fost despre... atât despre caz în sine, pentru că intrăm în speculații în momentul în care discutăm despre caz, ci despre ce se vede în momentul în care ne ridicăm deasupra unui astfel de caz. Da. Și ce se vede e exact absența acestui framework, acestui cadru legislativ, da. Sincer, care să le dea și medicilor instrumentele să gestioneze corect astfel de situații și să poată și asume deciziile, să le dea și pacienților încredere. Și încredere, dar vreau să zic prima dată, demnitate până la urmă. Absolut, adică, cred că oricare dintre noi își dorește o moarte demnă și vrea să croiască demnitatea aia pe potriva propriei percepții. Dacă absolut, eu, de exemplu, nu știu, rămân paradit, nu mai pot mișca nimic. Poate vreau să am posibilitatea să iau decizia, băi, decuplați-mă, adică nu mă țineți în stare vegetativă, că n-are sens, eu că am, nu vreau eu asta. Eu am sărit, și nu mă mai întorc acum, că sigur o să-mi ia foarte mult să găsesc, am sărit peste o bucată din scrisoarea medicilor români din America, în care fix asta se spunea, că există în America și protocoale din astea, do not resuscitate, do not, ce spuneam acolo. Da, înțelegi? Da, da. Adică tu poți să iei deciziile astea. Da? Bun, e teribil și încă o dată, man, noi am vorbit asta joi. Rafila spune lucrurile astea joia asta. Ce a făcut Rafila și scandalul e de săptămâna dinainte, dar noi n-am avut podcast, că eram plecați. Da? Deci la două săptămâni după ce, cum, na, uite cum ne spune și doamna aici în comentarii, ne-am cam săturat de subiect, că suntem fed up cu subiectul ăsta, da? Rafila abia la două săptămâni vine și spune exact ce ar trebui să spună un, cum să spun eu, un gestionar al unui sistem de sănătate, inclusiv din perspectiva lui de reguli, de mecanisme care îl guvernează, da? Să spună, dom'le, trebuie să facem asta, dom'le, nu se mai poate. El, alaltăieri, sau ieri, da, nu, cred că totuși alaltăieri, whatever, a zis, intervenim, știu cum facem cu situația asta la Sfântul Pantelimon, cerem niște puncte de vedere ale societăților de ATI mondială și europeană. Păi astea sunt reprezentate în România de domnii ăștia doi, Sândesc și Bubenec, care s-au super antepronunțat la începutul discuției, undeva săptămâna trecută, la începutul săptămânii. Da. Când au avut punctul ăla de vedere, că habar n-aveți medicină, sunt niște cretini, proști. Au asumat un punct de vedere similar și la începutul acestei săptămâni, da, când da, a da, fost da. Publicată o scrisoare comună Colegiul Medicilor, Societatea de Terapie Intensivă. Bubuindu-se practic cu IML-ul. Da, acum, în care din nou reiau povestea incompetenței medicilor legiști în a verifica, analiza circumstanțele unor astfel de morți în terapie intensivă. Și a mai făcut ceva Rafila. A ținut din nou cu dinții, bă, ca un pitbull, de ordinul ăla nenorocit, care pare că nu există, ordinul în care a trimis corpul de control la Sfântul Pantelimon în aprilie, atunci când a apărut... trebuie să existe, că altfel nu mai ajungea corpul de control la spital. De control a ajuns. Păi da, asta știm. Da, da, cel mai probabil corpul de control s-a dus așa un fel de... Mergeți, bă, și voi până acolo să vezi ce se întâmplă. Da, s-a dus săgeată. S-a dus să vadă, hai să vedem ce se întâmplă acolo, că uite, au zis nebuni ăștia de procurori că au o descindere acolo și o ocultare. Am dubii. Păi, încoată. Mă îndoiesc, sincer. Păi, eu cred că există hârtia, doar că demonstrează caracterul incompetent al demersului. Că poți să fii și incompetent păi, în și demersul administrativ. Păi și atunci pune-le cu hârtia pe masă păi, și explic-o. Că... Păi ce păi, să-ți explici? Incompetența? Păi pune-o pe masă și explic-o. Ce să explici? Că trimiți de formă un corp de control? Cum ne-a zis domnul Rafila? Că acolo n-au fost medici, păi, au fost contabili. Și, păi da, domnule, acolo s-a discutat despre manevre medicale care au omorât un om. Da. Da? Că așa era inițial. Asta zic, e greu să explici inexplicabilul. Da, în fine, pason,
Hai să zicem că avem șanse tot mai puține să vedem hârtia respectivă din moment ce nici măcar în focul. Deja publicul simte lehamite față de subiectul ăsta. Da, deci da. Rafila câștigă teren în momentul de față, că publicul nu prea vrea să mai audă de povestea asta de la Pantelimon. Și atunci Rafila e liniștit, să mai războiește cu 1-2 de pe presă, Hot News îl întreabă în fiecare zi, domnule, dă-ne hârtia prin care ai trimis corpul de control. Acolo. Și el zice, domnule, e secret, e secretizată hârtia, n-am ce să-i fac, eu trebuie să păstrez secretul, că așa mă obligă un alt ordin de ministru adoptat acum câțiva ani. Cam asta a fost explicația lui Rafila. Da, dar de ce nu iese Ciolacu cu ordinul respectiv? Că Ciolacu și el... Ciolacu a anunțat zilele trecute că a primit și el toate hârtiile de la Ministerul Sănătății ca să înțeleagă speța, inclusiv partea de control. Și atunci să iasă Ciolacu cu hârtia. Poate are ornis, ce are, mă, ornis? O hârtie premier, care trimiți... care și dacă scoți o hârtie cu pe asta secret de ceva și n-ai voie să duci la Pârnaie în loc să ducă la Cotroceni. Ce da, ai și tu? Greșeală ajungem strategică. În... Da. Deci cât e de dobitoc mă aștept la o chestie de genul ăsta. Bine, Ovidiu, hai să trecem. Eu nu promit că nu ne mai apropiem de cazul la Pantelimon în următoarele emisiuni, pentru că în principiu vreau să o țin aproape de speța asta, pentru că a devenit cumva... Parcă era un pic mai clară săptămâna trecută decât asta. Iar eu aștept această motivare, eu speram să vină astăzi. Dar până la ora la care am intrat noi, cu toată întârzierea intrării noastre în live, nu am avut informații care exista în momentul ăsta. Dacă apare, sigur vom discuta despre aici, pentru că suntem curioși în primul rând noi înainte de asta și după aia bănesc că și oamenii care se uită la noi sunt curioși. Bun. Depășind, ne ducem la Ciolacu și alți pigmei. Ne ducem la cine dorești tu să ne ducem? Păi hai să ne ducem direct la Ciolacu și pigmei politicii românești. O să avem în această parte a doua o discuție, mă rog, o să trecem așa în revistă un picuț asta cu candidatura lui Ciolacu. Tu ai... mi-ai arătat un site mai devreme și am râs foarte tare. Da, mă rog, sunt mai multe vești. Uite, fac eu un rezumat. Fă-l, te rog. Lasă-mă să mă mai aud și eu în această emisiune, că te-ai auzit doar tu. Te rog! Atunci mai bag și eu din când în când capul pe ușă. Mic rezumat al întregii povești, s-au întâmplat mai multe chestiuni în cazul candidaturii lui Ciolacu. Prima și cea mai importantă e că formal... Însuși Ciolacu și-a anunțat intenția de a candida la alegerile prezidențiale din partea Partidului Social Democrat. Asta e o prima informație. A doua informație e că PSD, în pregătirea acestui moment, anunțul oficial al candidaturii, a construit un site. Mă rog, consultanții PSD-ului au propus și PSD-ul a executat un site care se cheamă România Dorită. Româniadorită.ro, puteți să intrați, mă rog, e un site simplu cu un main page și 4 pagini de categorie acolo. Menirea întreprinderii online e să le solicite românilor câteva direcții de politici publice, dacă vrei. Un fel de robotul Ion? Un fel de robotul Ion 3.0 sau știi că Ion să lăuda el că deja e 2.0, de-aia zic că ăsta e 3.0. Deci sunt acolo niște categorii pe site, educație, sănătate, intri în categoriile respective și te întreabă PSD-ul prin intermediul platformei România Dorită ce crezi tu că e prioritar în educație sau în sănătate. Da. Și sunt acolo niște bullet points, sunt niște 5-7 idei și bifezi una dintre ele și whatever. Consultanții PSD-ului după aia se uită la sondajul ăsta, în ideea în care habar n-am și exprimă opțiunea 10.000, sute de mii de români și zic, uite domnule, lucruri importante trebuie pentru popor. Trebuie să facem politică publică în zona asta. Trebuie să facem în zona asta, da. Sincer, făcând o paranteză, mie și... Asta mi se pare ultra suspect în ideea unei politici publice consolidate. Politica publică, așa cum o înțeleg eu și așa cum ar trebui, cred tot eu, să fie făcută de către o administrație zdravănă, e pe date, nu pe ce credeți voi, Gigel, cetățeni. Cetățenii, eu, de exemplu, în primul rând că cetățenii sunt lipsiți de datele statului. Cetățenii nu văd ce se întâmplă. Apropo de cazul de mai devreme, în toate secțiile de terapie intensivă din România. Statul vede asta.
Pe baza datelor respective, statul poate să decidă că o luăm într-o direcție sau alta pentru că avem niște nevoi sau altele. Da, da. Și în baza datelor pe care le are, să propună o politică publică sau alta. Statul nostru nu face asta niciodată. Ba chiar prezidențiale, în biliciu ăsta, în preajma alegerilor prezidențiale, cu candidatul care se întoarce la popor. La popor, exact. Și zice, dragă popor, ce crezi tu că e important? Și poporul, sigur, în multe situații zice, noi credem că e importantă reintroducerea pedepsei cu moartea. Dau un exemplu din burtă. Da. Dar ăsta e, știi, ăsta e exemplu perfect care ți arată că nu e întotdeauna bine să implementezi legislativ ce își dorește poporul. Noi dacă facem acum un sondaj, vreți pedepsa cu moartea pentru cazuri de viol? Da, vrem! Da. Și să bagă pedepsa cu moartea, că așa a zis poporul, domnule. Sigur, da. Pedepsa cu moartea e incompatibilă cu statutul de UE, de membru al UE și cu lumea, îndrăznesc să spun, chiar cu lumea civilizată. Da, da, absolut, chiar dacă da. Sunt state în lumea civilizată care practică pedeapsa cu moartea. Și sigur, aici avem exemplu Statele Unite. Da, da, dar în state e o discuție perpetuă de niște zeci de ani. Da. Să oprească tâmpenia asta, cum e și aia cu armele, mă rog, da. Mă rog, revin la, închid paranteza revin la povestea cu România dorită, repet, în siajul anunțului formal al lui Ciolacu că va fi candidatul PSD, a apărut și acest site în internetul românesc, puteți să-l consultați. Am râs foarte tare pentru că am văzut acolo, la secțiunea educație, că PSD-ul zice că cel mai mare dezastru din istoria modernă a României este România educată, adică programul lui Iohannis, pe care ei l-au făcut ei PSD-ul. Da, și ei PSD-ul. Și ei, dar mai ales ei, că PNL-ul nu-l făcea singur. N-avea voturi în Parlament suficiente. Da, da. Și atunci a fost decizia PSD-ului să treacă legea educației naționale în varianta asta DECA... Iohannis, de fapt, ce DECA, că ne încurcăm cu DECA. Da, păi, în varianta Iohannis, România educată, băi, și acum vin cu site-ul ăsta în care zic cel mai mare dezastru din istoria modernă a României. Da, mă mir că nu iese de acolo să zic că Vanghele și cu Stoicescu sunteți niște vagabonzi, că ați votat asemenea căcat, înțelegi? Da, e, cum să spun, e PSD, adică, na... PSD. Eu zic că e politică românească de cea mai joasă speță, care sigur înseamnă și PSD, dar nu numai PSD. Politică românească de cea mai joasă speță, mai fac și alte partide, Ovidiu. Și știi asta, că tragi și tu... Tragem ponoasele cetățenești, cum ar veni, din preună, ca să zic așa. Bun, acum... mai era o chestiune, ultima, în rezumatul meu. Te rog, Ciolacu formal anunță că va candida la prezidențiale, PSD iese cu acest site România Dorită și un articol publicat de Cristian Andrei pe Hot News ne arată și că a existat un transfer la nivel de consultanță între USR și PSD, în sensul în care un consultant politic de la USR a trecut la Partidul Social Democrat recent și se pare că creierul acestui consultant politic se află și în spatele acestei inițiative cu România Dorită, cu platforma. Așa înțeleg din materialul publicat de Cristian Andrei, că ăsta ar fi mastermind-ul, acest consultant politic trecut de la USR la PSD. Mișcarea în sine și mie mi s-a părut cumva ciudățică. Să tot vorbim în ce a mai rămas din ediția de astăzi despre consultanți. Dar zici tu ceva de Ciolacu acum că i-am făcut eu rezumatul. Nu știu ce să zic de Ciolacu. Ce vrei tu? Mie mi se pare așa că Ciolacu, dacă... Nici nu știu ce e mai bine pentru Ciolacu, să candideze Gioană sau să și-l apropie cumva pe Gioană într-un soi de tandem din ăsta, poate președinte-premier, vă că tot vântură ăștia strategii neasumați niciodată de PSD, gen Bogdan Chiriac sau ăla Netrem Nicola de la SNSPA. Apropo, avem o restanță cu asta, dar o lămurim mai încolo un pic. Bun, povestea asta cu candidatura lui Ciolacu este ceva de care el a încercat foarte tare să scape. Am avut inclusiv brânciuri din astea date în public de lideri, mari făuritori de politici publice, gen tractoristul ăla Stănescu și alte
cum să spun, aproape necuvântătoare din partidul ăsta PSD. Ciolacu a făcut tot felul de eschive, a încercat să vadă cum face, n-a reușit și uite, acum e în situația în care își asumă candidatura. Cel mai probabil n-a candidatul PSD merge în turul 2. Înțeleg, din ce am mai citit și eu și pe la oameni din ăștia care să pricep la politică, adică nu tinichele de-astea, ăsta de la SNSP, unul dintre ei, am înțeles că ar avea totuși mai multe șanse, spun oamenii de ăștia care se uită strategic așa la politică, ar avea mai multe șanse acum, având în vedere existența acestui bloc de extremiști, de Balamuc, suveraniștii. Da? Și că acolo ar mai putea, de acolo ar mai putea PSD-ul să-și găsească încă niște resurse de voturi pentru Ciolacu într-un verosimil tur 2. Cumva asta ar fi discuția despre candidatura lui Ciolacu. Vom vedea ce o să mai fie. Hai să ne ducem către PNL sau ne ducem către USR? Hai să trecem un pic prin PNL și terminăm cu povestea legată de USR, tu care e mai amplă decât... Da. Mă rog, un pic mai amplă. De fapt, ce vroiam să mai punctăm noi în ordinea întâmplărilor politice recente e și ieșirea lui Crin Antonescu. Păi da, ieșire care nu acoperă intervalul ultimei săptămâni. Deci cumva am fi putut să discutăm... Ba da... Noi la ediția trecută a judecății îl aveam deja pe Crin Antonescu ieșit la Digi cu acel discurs vituperant la adresa actualei conducere a partidului și cu acea descriere puțin măgulitoare a generalului Ciucă. Mă rog, am râs și noi dinpreună cu liberalul Crin Antonescu, de care iată mai auzim când și când, la intervale de câțiva ani, știi? Da. Ieșit așa cu totul din rumina reflectoarelor în 2014, poate a mai scos capul de 2-3 ori în ultimii 10 ani. E, uite aici o ocazie importantă în care Crin Antonescu scoate capul, în preajma alegerilor prezidențiale, în preajma investirii lui Ciucă cu calitatea de candidat al PNL. Asta nu s-a întâmplat încă. Ciucă deocamdată nu e lansat formal la apă. Îl vedem doar pe panourile alea cumpărate cu milioane de euro. N-a terminat cehul ăla de scris cartea de te-ai jurat după carne de porc o citești. Eu o citesc, nu-mi retrag cuvintele, dar nu mai apare firar mama ei a dracu de carte. Deja mă simt un pic frustrat pentru că speram să fie o lectură estivală și uite că... O citești cu cojocul pe tine, da, pentru că văd. Mă duc pe toamnă tot cu cartea lui Ciucă. Interesantă ieșirea lui Crin Antonescu. I-a făcut pilaf, ca să mă exprim pe românește, nu doar pe Ciucă, ci și pe... De ce? I-a făcut Rareș Bogdan, să știi că mai bine îl faci ceva corupt decât să-l faci semidoctor. Rareș Bogdan, n-ai văzut că Rareș Bogdan și când a ieșit cu explicații legate de cartea lui Ciucă, a invocat vreo 7 nume de cărți. Autori și cărți. Autori, știi? Vrând să arate că el i-a citit pe ăia, știi? Eu cred că Rareș Bogdan, nici rebus de la n-a făcut în viața lui. Asta ar fi cam ultima și unica lui. Eu nu sunt atât de sigur, de zic altceva. Și litere. Dacă a făcut rebus, nu l-a ajutat cu nimic. Și dacă a citit cărțile alea, în general, oamenii citesc cărți ca să-și deschidă orizonturile. Eu mai știu Rareș Bogdan eventual a fost efectul invers. Cu cât a citit mai mult, cu atât s-a închis tare în el. Dar nu e vorba de asta. Rareș Bogdan este un impostor, cum să spun. Rareș Bogdan, dacă ai un fel de leverage tu asupra lui așa, el poate să fie ce vrei tu. Dacă vrei să-i spui, acum nu mai vorbești, îți latră, el face ce trebuie să facă el spre a urca pe scara asta socială, asta importanței, a puterii mai nou, nu? Da. În meseria asta, mi-e rușine să spun, că n-a făcut-o niciodată, sau dacă a făcut-o, a făcut-o atunci la Cluj, când... a trecut razant pe lângă pușcărie în celebrul dosar Gazeta. Nu mai știe multă lume că suntem bătrâni deja. A fost până 2005-2006 un celebru dosar cu șantaj de presă la Cluj. Da? Da. Gazeta. Da. Și acolo, mă rog,
valul era să-l conțină, să-l cuprindă și pe marele nostru ziarist, Rareș Bogdan. Sigur, din păcate, plasa nu a fost suficient, ori de mare, ori de bine țintită în cap. Da. După care, iată, ne trezim și cu Rareș el Bogdan, fiind un pește mic la vremea respectivă, s-a strecurat prin ochiurile plasei, știi? Deci este un dezastru, un personaj absolut... Eu am avut... Hai să-l lăsăm deoparte, că nu despre el e vorba. Am plecat de la faptul că l-am condeat totuși Câine Antonescu. Da, eu așa consider, în momentul în care l-a făcut semidoct, eu cred că i-a dat la ficat și cred că are simțit-o Rareș Bogdan. Chit că n-a cârâit în ultimele zile. Ai văzut că niciunul n-a ieșit să comenteze nimic pe tema asta? Probabil că strategia este să-l lase, să-l dea uitării. Da. Să zică, domnule, sunt niște vederi de la periferia partidului, acum nu ne apucăm noi conducerea să le comentăm. E adevărat, strict formal, sunt de la periferia partidului, în sensul în care Crin Antonescu e un simplu membru. Și repet, e un om a cărui voce se aude odată la 3 ani sau la 4 ani. Dar totuși există o greutate în spusele sale și nu o spunem noi. Gândește că totuși spusele lui Crin Antonescu s-au rostogolit în buclă de când le-a formulat, de când le-a pus pe piață. Pentru că au reprezentat prima ieșire de genul ăsta, prima luare de poziție de tipul ăsta vituperant, așa, la adresa acestui PNL, care, după părerea mea, este, cum să spun, o variantă mult, mult, mult mai abjectă decât PSD-ul însuși. Ovidiu, și eu am cred fost că... între, cum să spun, eu am strigat eu cu gura mea muie PSD. Ascultă-mă un pic, când era cu nu cred că radicalismul cuvintelor lui Crin Antonescu a făcut mesajul vizibil. Cred că adevărul lor, da. Adică dincolo de cuvintele foarte... folosite, da, Antonescu a spus un adevăr care e vizibil pentru toată lumea. Pa chiar aș îndrăzni să spun că am râs la chestiunile astea dinpreună cu Crin Antonescu. Cum să-l faci pe Ciucă scriitor de cărți? Da, că bine, el de aici a plecat, a zis, domnule, strategia asta politică la vârful PNL e complet greșită, că nu poți să-l prezinți pe Ciucă ca fiind un scriitor de cărți. Eu am înțeles, adică prezintă-l ca altceva. Eu am înțeles ce spui, dar noi lucrul ăsta l-am spus noi de când ne-am prins ce e cu sărăciile alea de panouri, că se referă la o carte care ar urma să iasă, ai găsit ăla, ISBN, de fapt nu l-ai găsit. Și cât îl cal. Așa, deci, cum să spun, lucrurile spuse de Crin Antonescu sunt niște lucruri pe care ar fi putut să le spună orice om de bun simț din țara asta și din, cred că din lumea asta, dacă ar fi oprit unul, nu știu, pe Singapore undeva și explici 3 minute și da, dumneavoastră, cretin. Atunci concluzia care se impune de la sine e că în PNL nu mai e niciun om de bun simț. Păi nu mai e de din mult. Moment ce niciunul nu mai păi zice asta. Păi nu mai e, domne, de mult. Nu mai e de mult. Și ce, eu, de exemplu, uite, fac un soi de mărturisire acum, fără să dau nume, că iarăși n-am acceptul omului. Am vorbit cu cineva din PNL relativ recent, într-o poziție importantă în PNL, dar marginalizat, adică e pe punctul de a fi azvârlit în la Hârdău, în decor. Da. Și am zis, bă, dar tu totuși de ce nu spui ce e acolo, că sigur și-a manifestat în repetate rânduri, dar sigur mai pământește așa un pic adversitatea față de direcția acestui partid, față de conducerea acestui partid, față de ascensiunea asta dementă a unor creaturi, generalul Bogdan, doamne, și am dat, de ce nu ești? Păi da, dar nu știu dacă are rost. Cred că toată lumea caută, știi, cumva așa un fel de locșor călduț. Crin Antonescu, până la urmă, e în situația în care soția lui, tocmai ce a mai luat un mandat de parlamentar european, după un mandat de comisar european, atenție, că e important. Mă deci, bucur că menționezi acest totuși, aspect. Că nu e totuși nimeni de pe drum. El până, da, Crin Antonescu n-a vorbit înainte ca soția lui să fie pusă aia, pe listă. Aia spun și hai eu. Să spunem și asta. Acolo mă duceam. Deci oamenii ăștia pare că ajung să vorbească oricând chiar li s-a tăiat, le-a tras heblu, nu? Și gata, sunt împăiați.
sau când s-au ajuns undeva la o oarecare destinație. Ei sau, sigur, în cazul Crin Antonescu, soția lui. Deci Crin Antonescu n-a spus, băi nevastă, tu ce cauți pe listă cu PSD-ul? Că PSD-ul e satana, că noi știm că noi e PSD-ul. Bine, să nu uităm, iarăși să nu uităm. Sau ce faci? Lasă PSD-ul pusă pe listă conducere de semidocți. De Bode. Te-a pus Bode, că el e secretarul general, nu? Bode. Da. Nu, n-ai, cum să spun, adică nu poți să iei de bun. Sigur, ce a ieșit, cu ce a ieșit în față mesajul lui Crin Antonescu au fost următoarele. 1. E primul. 2. Retorica lui Crin Antonescu, care are un picuț, adică e genul de om care are mai mult de 500-1000 de cuvinte în vocabular, le poate alătura interesant. E olimpiană interesant. Dacă o compar cu retorica lui Ciucă. Care, nu poți să compari o retorică cu niște onomatopee sau ceva ăla. Și pasărea zbârr exact. Pe Odugheană. Așa. Deci, retorica lui și, cum să spun, verbul și toate astea și faptul că e primul. Altfel, nu are nimic ieșit în comun. Încă o dată, noi cu toți am spus aici că acest PNL este un râs, un circ, o mizerie. Niște oameni care vorbeau atunci când cu alegerile, cu comasarea, că domne, să comasăm, că asta că să fie, să nu, să păcim elevii. Și că sunt alegeri duminica și n-au ăia copiii loc la școală în sala de sport sau unde gura mă zis să fac... Astea. Nu, deci ceva absolut vomitiv PNL-ul, dar cu toate astea, și acum mă duc înspre, uite, subiectul pentru care eram încă la telefon la 8 fără 5 minute. Da. Domne, USR-ul, această opțiune, nu, a oamenilor sănătoși la cap din țara asta. Când? Acum 5 ani. Domne, sunt unii care îl consideră în continuare o opțiune pe acest USR. Domne, USR-ul și-a luat consultant nou, că ai zis tu de băiatul ăla care a plecat din USR și s-a dus la PSD. Și-a rămas un post liber, și-a nu? Și-a rămas un post liber. E, da. Acest post liber al acestui băiat care... A fost la PSD, a venit la USR și a făcut USR-ul ăsta de acum, de la ultime alegeri, de 7, sau 8, nu știu cât a luat. Adică ce vrei să zici, că a fost un cal troian. L-a făcut bucăți și a plecat înapoi, gen, la el acasă, la PSD. Da. Acum a venit un alt mare consultant românesc și anume un domn pe nume George Râpă. Domnul George Râpă este de unde un... a venit? Domne, a venit... Din neant, așa? Mai consiliase pe cineva înainte? Asta am făcut în ultima oră înainte de a intra în live-ul ăsta. Am vorbit cu domnul Viziteu, care este șeful de campanie al USR-ului. Din toate informațiile, acest domn Viziteu este artizanul aducerii lui George Râpă în poziția sa de consultant al USR-ului. Înțeleg că George Râpă a lucrat cu domnul Viziteu și la campania la primăria Bacău în 2020 câștigată de Viziteu și acum recâștigarea în 2024, tot cuplul ăsta Viziteu consiliat de Râpă a ieșit câștigător. Bun. Ok. Acum mie mi-a atras atenția prezența acestui domn Râpă. Nu m-am ferit să-i spun chiar și lui, mie nu mi se pare un, cum să spun, un consultant redutabil, aproape îmi vine să spun că nici măcar un consultant rezonabil nu mi se pare domnul Râpă. Dar înainte de toate am zis ok,
Cine e domnul Râpă? Domnul Râpă este... Eu sunt un om care mă uit la televizor și în același timp, fiind ziarist, mai întreb și eu pe unul, mai vorbesc cu altul, mai aflu, mai nu știu ce. Te uiți excesiv la televizor. Excesiv. Hai să nu o punem la plusuri, e mai degrabă la minusuri din anumite puncte de vedere. Da. Strict pe funcția jurnalistică... Ajută totul, face da, bine la un... Dar te strică. Strică, da. Și să ai, și vede. Ai îmbătrânit mult în ultimii 10-15 ani. E adevărat. Eu l-am considerat pe domnul Râpă, dincolo de un... personaj mediocru, cel mult. Da, e un om care apare la televizor de multișor. De multișor, da. Eu l-am considerat tot timpul un om al PNL-ului. Adică mie mi s-a părut că zona în care e dânsul să manifestă este zona PNL mai degrabă. Da. Istoric, așa, domnul ăsta Râpă vine din zona aia în linie dreaptă de pe vremuri, niște oameni de o... Mai există această platformă? Nu știu. Știu că e unul Oleniuc acolo. Că nu știu dacă să folosesc timpul Oleniuc trecut sau prezent, ceva în mod cert... A existat această platformă internetul românesc în linie dreaptă, unde se produceau și reproduceau tot felul de voci de dreapta și, dacă îmi permiteți să pun într-o paranteză, și extremă lângă dreapta aia. Bun, acum... Acest în linie dreaptă era finanțat de un domn Bostan, nu? De la PNL. De chiar. La PNL, da. Era o zonă din asta de PNL, dar cu, cum să spun, cu derapaje, din a scăpa piciorușul într-o zonă din asta de Gvasi Balamuc. Și sigur, provenind de acolo, pot să-i, cum să spun, să-i constat acest merit domnului Râpă, a rămas consecvent ideilor de dreapta, este un om de dreapta, sigur, un picuț prea de dreapta, fiind un trumpist asumat, adică este omul care vine la televizor și spune că Trump e bun, ba chiar spune că Trump ar fi bun pentru România, în condițiile în care toată lumea sănătoasă la cap, care l-a auzit pe Trump spunând 100 de ori că asta cu NATO e un căcat, că nu mai dă, el nu mai dă bani, că America nu știe... Noi având un război lângă noi, adică Trump... Nu, domnule, zice doar ca să ne stimuleze, să fim și noi conștienți de propriile noastre nevoi și să contribuim mai mult. Păi nu că România sunt e ironic, între... Știu, evident. România e între statele care respectă deal-ul ăsta cu... Mă rog, Trump a zis că e puțin 2% din PIB, că ar trebui să fie mai mult, că uite statele... Eu cred că te pierzi în detalii deja. E suficient să-mi spui că mi-l prezintă pe Trump ca fiind o soluție rezonabilă. O soluție rezonabilă, bă, asta e. Din adică, punct de vedere politic. Mie nu trebuie să mai zici că e pentru noi, că e pentru alții. Dacă Trump e rezonabil, eu m-am lămurit, nu trebuie să mai faci demonstrații arborescente. Așa consider și eu că Trump este un extremist, un dement, aș plusa. Un dement care, cum să spun, cred că am spus-o pe aici, dom'le, Statele Unite, mie personal, mi-a crescut foarte mult respectul pentru țara asta, pentru Statele Unite ale Americii, că au reușit să-i supraviețuiască unui lider cum a fost Dobitocul ăsta. Deci aia înseamnă că statul ăla are o coloană vertebrală de instituții. Și nici măcar când, cum să spun, capitanul s-a îmbătat și sună alarma și toarnă, dă cu căca pe pereți, nu se mută corabia, nu se strică, nu se scufundă. E important. Hai să revenim la domnul Râpă. Așa, revenim la domnul Râpă. Domnul Viziteu mi-a spus că nu dânsul este artizan, deși eu am consultat contractul pe care l-a încheiat USR cu domnul Râpă. Este semnat de domnul Viziteu. Sigur, argumentul este că domnul Viziteu, ca șef de campanie, e împuternicit de președintele Elena Asconi să angajeze consultanții pe partea de campanie. Deci nu știm cine l-a adus pe domnul Râpă, că acum singur nu cred că a deschis ușa. I s-a deschis ușa și a fost poftit înăuntru. Cu 5 minute înainte să trebuiască să intrăm în direct, am intrat cu încă 5 cel puțin întârziere, domnul Râpă era cu mine în telefon și mi-a spus că a avut el personal o discuție cu Elena Lasconi, o discuție de câteva ore,
deduc din schimbul de replici, nu o să citez, o să încerc să, cum să spun, să sumarizez discuția. Okay. De acolo s-a născut această colaborare, această, cum să spun... Contractare, zici. Dacă da. Vrei. Da. Eu, acum, dincolo de faptul că mi s-a părut acest George Râpă un penelist în condițiile în care USR-ul, el însuși, nu? Adică mi-amintesc că înainte de venirea doamnei Lasconi, înainte de dezastru de la locale și europarlamentare, USR-ul lui Ghinea se branduia ca fiind noi suntem liberali. Deci acești impostori de la PNL nu sunt ei liberali. Ghinea avea un site, Comunitatea Liberală 1848, nu? Adevărații pașoptiști. Adevărații pașoptiști, cu tare. Deci, pardon, neopașoptiști sau ceva. Whatever. Deci, cum să spun, discuția era, era un fel de luptă între USR și PNL pe ideea de liberalism. Așa, eu, așa știam. E, acum domnul Râpă, care, cum ți-am spus, are un fel de geneză, dacă pot zic așa, în zona PNL, înțeleg că a venit la partidul USR și a spus, între primele sfaturi pe care le-a dat, a fost, nu mai atacăm PNL-ul. Da. Și eu atunci am zis, bă, asta nu poate să fie decât o formă de sabotaj. Tu ai mai multe mărturii în acest sens, da, nu? Persoane din USR, da, care zic asta s-a întâmplat. Am mai multe mărturii. Râpă ce zice? Am inclusiv o... Am văzut punctajul de partid al USR-ului una din zilele din urmă în care se specifica nu atacați PNL-ul. Și eu acum... Iar eu nu sunt consultant politic. Eu nu am venit aici la măsuță. Stai cu tine. Pic, până să-mi zici cum vezi. Așa. Tu. Adică că până la urmă intri într-o zonă de opinie deja. Okay. Sau simt eu că intri într-o zonă de opinie. Ai dreptate. Zim ce a zis Râpă. Râpă l-ai întrebat la telefon. Râpă nu a contestat. A fost asta una din directivele... Nu a contestat asta, a nuanțat-o. Cumva schimbându-i sensul pe care l-am putut eu citi în acolo, în ce scrie. Ok. La fel, o poziție oarecum similară a avut-o domnul Viziteu, cu care ți-am vorbit 47 de minute, când am ajuns să vorbesc cu George Râpă pe finalul, așa. Mi-a spus, nu, dom'le, n-ai înțeles tu. Noi am zis să nu atacăm PNL-ul ca partid, ca instituție. Păi ce nu-i ataci clădirile? Ataci... Cum adică am zis să nu atacăm deci ca ceva, partid? Pe mine m-a durut capul, efectiv. Deci am vorbit cu omul, astea, da? Deci, discuția a fost așa. Nu, noi n-am zis niciodată să nu atacăm PNL-ul. Am zis să atacăm liderii, dar nu PNL-ul ca, nu știu, partid, ca, nu știu, cod ca e, de la CIF, de la, nu știu, gura, filialele, nu știu, să atacăm cu barda. În fine, subțire, din păcate subțire explicația, atâta... Adică PNL-ul sărăcuțu e luat prizonier de un desant militarizat condus de generalul Ciucă, da, împins de la spate de șeful său Klaus Iohannis, iar restul suportă regimul de teroare, nu? Și atunci decizia strategică dinspre USR, eu acum traduc, da, pe înțelesul nostru de pe stradă, și atunci decizia strategică la nivelul USR e... Băi, acolo sunt sute de mii de victime și ei sunt prizonieri a unui grupuscul de trei, format din 3, 5, 7 oameni. Hai să-i atacăm pe ăia 3, 5, 7 și restul, domnule, sunt niște victime, nu ne apropiem. Partidul e săracul în cârje. Nu, ar fi fost bine sau aproape acceptabil dacă mi s-ar pentru fi prezentat tine, pentru mine. Da, pentru mine. Dar nu, nici măcar asta n-a fost. A fost ceva de genul, domne, n-ai înțeles tu. Viziteu mi-a spus să nu atacăm partidul, ci liderii lui, cu argumentul, uite, eu însumi acum, în după masa asta, am fost la televizor și am zis urât de Ciucă. Și am zis urât de alea.
Deci, cum să spun eu, pare că sunt într-un film din ăsta prost și mi se pare interesant că, uite, am terminat documentarea asta, dacă pot să zic așa, discuțiile astea cu câteva minute înainte să intru și acum îmi sunt foarte proaspete și le pot reda. Și eu vorbeam, de exemplu, cu domnul ăsta, vorbeam cu domnul Viziteu și ziceam, dom'le, dar, păi, înseamnă că dumneavoastră n-ați respectat punctajul partidului, care zicea să nu atacați PNL-ul, dacă dumneavoastră spuneți că ați fost acum două ore la televizor și ați atacat pe Ciucă. Și dumneavoastră este șeful de campanie. Deci ori e corect ce ați făcut dumneavoastră, ori cine învață păilalți să nu fac... Înțelegi ce spun? E disonanță cu... Nu înțeleg. Eu recunosc că nu înțeleg. Și atunci, după părerea mea, și las deschisă discuția asta, să vedem ce se mai întâmplă. Apropo de temele făcute, paranteză, m-am uitat pe postările Elenei Lasconi. De când, din sfârșit, 25 iulie a intrat în vigoare contractul cu domnul Râpă, nu știu dacă e posibil să fost înainte, dar hai să zicem, în ultimele două luni de zile, există o singură postare a Elenei Lasconi care bate un picuț așa în PNL, dar e, știi, cum bați câinele cu ziarul. Îi spune eterna povestea aia cu să vă faceți curățenie în partid. Adică îl dojenește și îi bate obra, nu e frumos ce faci. În condiție în care, ce am vorbit noi mai devreme, da? Rareș Bogdan. Adică Rareș Bogdan, cum să spun, nu poți să-l atași pe Rareș Bogdan dacă ai două mici, două picioare și cap. Te uiți la Rareș Bogdan și spui... Îl atac pe ăsta cu tot ce pot eu, pe pământ. Omul ăsta nu trebuie să fie într-o poziție de asemenea putere, într-un partid cu asemenea, cum să spun eu, impresii în cap de partid mare și tare și bucutare și doctrină și alea. Da? Nu pot să... Eu o să mă uit în continuare la această campanie și o să văd ce mai... cum să spun, ce mai gândește... De ce te miră poziționarea Elenei Lasconi, despre care spui că are cel mult una, două postări în ultimele două luni care ar putea fi interpretate, nici una măcar singură, nu evident două. Anti-PNL, ci ar putea fi interpretate în registru critic la adresa PNL. De ce te miră în condițiile în care chiar în momentul în care a fost aleasă președinta USR, doamna Lasconi a ieșit la microfon și a invocat o posibilă întâlnire cu generalul Ciucă. Asta a spus doamna Lasconi atunci. Da. Asta a găsit de cuvință să spună, domnule candidat, poate chiar să coagulează forțele de dreapta în jurul candidaturii mele ca să ne luptăm cu PSD-ul și în acest sens îi propun generalului Ciucă sau poate ne vedem în viitor să stăm să discutăm. Cumva registrul ăsta, sigur, cuvintele nu sunt exact astea. Nu, lumea cred că și-a aduce aminte. Da. Toată lumea a zis, asta a fost poziția Elenei Lasconi. Da, toată lumea cumva, a ridicat în cumva sprâncea. Eu înțeleg că George Râpă mai e încă o piesă într-un puzzle care devine tot mai evident, apropo de relația dintre USR și PNL și de ceea ce își mai permite USR sau își dă voie să spună împotriva PNL în următoarele luni de campanie. De ce nu-și mai permite sau nu vrea să mai spună lucruri anti-PNL? Nu știu, aici din nou intrăm pe, în zona de supoziții. De ce ar vrea? Pentru că cumva, știi, e că și eu n-am stofă de analist politic, nu vreau să mă fac analist politic, nu mă interesează, e o meserie total diferită de asta pe care o prestez eu. Dar minimul bun simț îmi spune că una din șansele elementare de creștere electorală pentru USR e să atace PNL. Păi asta e cu tot ce are la dispoziție. Asta e una dintre premizele de la care plec și eu, că de-aia ridic. De ce să nu vrei să faci asta? Care e calculul? Păi, probabil că asta îmi conturează și mai tare incompetența în ceea ce înseamnă strategie domne, politică. Domne, nici eu nu sunt vreun competent, dar uite, cred vezi, că eu de-aia nu câștig 6.000 de euro pe lună. Asta, ai uitat să spui uitat că să frumosul asta. Contract e de 6.000 de euro pe lună. Așa vreau să închid, uite, mi-ai luat închiderea. Iartă-mă. N-are nimic. Este, pare că USR-ul este în acest blestemul celor 6.000 de euro pe lună, după ce nehalitul ăla de Ghinea și-a dat cumva un fel de salariu ca să fie politician, nu? Că așa zic, domnule, eu fac politici publice ca să face politicianul.
când e în opoziție face pe datorie politici publice și când ajunge la putere face politici publice pe banii de la serviciul lui, de la politică publică. Da. Și el a zis, nu, dom'le, eu și când sunt în opoziție, cum sunt acum, a fost acum, eu tot vreau bani ca să fac politică. Și a luat 6.000 de euro din subvenția asta de la stat pentru USR, își dădea el 6.000 de euro pe lună, nehalit fiind. Bun, acum, am mai spus de 102 ori asta, ce s-a întâmplat urmarea chestii astea, USR-ul și-a închis o cale foarte bună de atac la celelalte partide, fix pe modul în care ele își consumă subvenția asta. Că tu nu puteai să spui, cumpărați presă, bă, nenorociți-o, sau faceți, nu știu ce, băi, PSD-ule și băi, PNL-ule, că ei veneau și spuneau, băi, Ghinea și-a dat singur bani, băi, tâmpiți-o. Și atunci nu prea puteai, mai ziceau așa, dumneavoastră ați cam cumpărat presa, dar mai pe pauza publicitară, știi, astea. E așa, deci după blestemul acestor 6.000 ghiniști, apar acum acești 6.000 râpiști. Da? Mie mi se pare că nu poate să aibă sens o chestie de genul ăsta. Domnul Râpă, l-am întrebat pe domnul Viziteu mai devreme, dar domnul Râpă nu are niște rezultate de astăzi. Domne, a făcut, a învârtit lumea, adică el când spune, o luăm încolo, toată lumea, zice, mamă, ce idee cu tare. În USR am mai consiliat de la domnul Rupă, știu, încă un singur alt politician în afară de Viziteu. Înțeleg iarăși că neavând contractul, am parcurs, neavând o formă de exclusivitate impusă de USR în cadrul acestei relații contractuale, domnul Rupă mi-a admis fără nicio discuție că îl consiliază pe un, mă rog, a spus ceva de genul, îmi ajut un prieten care e în PNL, da? Că l-am întrebat, dom'le, astăzi ai contracte și cu PNL? Și a spus ceva de genul, îmi ajut un prieten. Și l-am întrebat, dom'le, este, cum să spun, pecuniar, există cașcaval la mijlocul acestui ajutor? Și a admis că da, că se facturează acest ajutor, da? Deci mie mi se pare, cum să spun eu, bezna minții. Nu știu cum să-i spun altfel și nici nu caut neapărat un alt cuvânt, că uite, mi se pare bun. Abisul minții, mi se pare să... Bine, dincolo de evaluarea ta strict personală, da, și personală, exact. Înțeleg că există mai multe voci de nemulțumiți în USR cu privire la această contractare a lui George Râpă. Sigur că da, și sunt oameni care au spus, bine, iarăși, oameni care nu și-au asumat public punctul ăsta de vedere, dar le pot cita gândirea, oameni importanți în partid, care au spus, dom'le, eu nu o să fac asta ce spune Râpă, să nu atac pe PNL-ul. A fost o discuție la un moment dat, imediat după ce s-a semnat contractul, cu oameni din partid. Acolo le-ar fi spus consultantul Râpă, dom'le, nu mai atacați PNL-ul, ăștia au nebunit unii dintre ei. Au zis, cum, dom'le, să ne atacăm PNL-ul? Exact cum spui tu, păi pare cam singura noastră variantă, dracului, mai ales acum când PNL-ul e atât de vulnerabil. Și nu e, cum să spun, nu e ceva de consultant, Polin, nu e un skepsis pe care îl înțelegem noi, îl înțelege toată lumea, da? Inclusiv faptul că au mers la alegeri în spatele PSD-ului. Arată că PNL-ul e vulnerabil, el se teme de a se confrunta el singur cu electoratul. Iar povestea asta cu Ciucă o să vedem, că momentan vorba ta, Ciucă n-a fost anunțat. Poate o să-i frângă gâtul. Uite, Rareș Bogdan, de exemplu. Nu? Ce penibil ar fi asta după luni de zile în care țara a fost împânzită cu 4-500 de panouri cu figura lui Ciucă care își promovează cartea inexistentă. Dom'le, n-au dat banii lor, pare. Nu, evident, au dat banii noștri. Au dat banii mei și ai tăi și ai cui mai plătește taxe la statul ăsta dement. Deci de ce să nu-l schimbi? Eu pot să fac, dacă aș avea banii aia, mi-aș pune panouri, nu știu, cu Portnoy până oraș, înțelegi? Pentru că îmi place mie de Mike Portnoy, cum bate toba, este Dumnezeu pe pământ. De ce nu? Adică e simplu.
De contăm la AEP, AEP ce bravo, Cocoș. Eventual mai au și un te picuț. Poți înscrie în Partidul Național Liberal, după care îl contactezi pe Portnoy și propui Nu vreau să... O românească. Nici nu vreau să... Exact, nu vreau să aduc împreună aceste noțiuni, aceste substantive. Da, dacă visul tău e să-l vezi pe Portnoy pe 500 de panouri în România... Nu, nici el n-ar vrea, nici eu n-ar vrea. Suntem bine să stea ciuc acolo. Da, deci cam asta este, asta mie mi se pare totuși o știre pentru cine cunoaște zona asta, lumea asta politică și așa mai departe, mi se pare că e important să știm că unul dintre consultanții USR-ului, din ce înțeleg, ar urma să mai fie un american care... probabil că are 100 de ani ceva, că era consilierul lui Iliescu până anii 90, adică ceva grav, ce-o știe ăla despre România. Și na, cu ăla și cu râpă... Ei unul tânăr și ei și un bătrân. Da, 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 și un militar în termen, după aia mai trebuie. Sau îl iei direct pe ciucă, ca să nu faci două drumuri, știi, un ostaș. Bine, în lumina tuturor lucrurilor pe care le-am discutat noi până acum, nu e departe scenariul în care ciucă își dă demisia din PNL și se înscrie a doua zi la USR, iar USR îl primește, cu brațele deschise. Asta spun, adică mi se pare că dincolo de, nu știu, declinul ăsta așa, pe care nu neapărat îl deplâng, îl constat pur și simplu la USR, mie mi se pare că... Ei, ai avut o perioadă de depresie, dar ai trecut peste. Păi nu, am votat, am fost tecul, așteptam să se întâmple lucruri și... Ai votat și cu Iliescu în 2000? Nu, n-am votat, nu m-am dus la turul 2 niciodată. Am trimis pe mama și pe tata, am zis că voi sunteți bătrâni, compromiteți-vă voi, eu refuz acest abuz. Am votat în turul 1, însă, parcă cu Isărescu am votat, nu mai știu. Vai de capul. Dracu știa de Manole și plus că na, nici nu începusem să fac meserie. Și o mai avea și pe Firea, purtătoare de cuvânt, la vremea respectivă, mai ții minte? Nu mai știu, nu era perioada, aveam 20 de ani, nu lucram, eram, îmi plăcea viața foarte tare în perioada aia. Da, deci revenind, nu deplâng, dar am senzația că USR-ul poate fi, repet, asta e teza mea, puteți să o contraziceți cum vreți. Eu cred că George Rupa, având în vedere că vine dinspre PNL și având în vedere toate lucrurile pe care am spus aici la masă, este mai degrabă un fel de cal troian al PNL-ului în USR, având în vedere și sfaturile în direcția asta pe care dă și așa mai departe. Și atunci am senzația că pe USR... doar cine nu vrea să-l penetreze nu poate penetra, înțelegi? Adică mă aștept să apară Ciolacu, nu știu, cu un ghiozdan în spate, dar altfel Ciolacu, el însuși, la ușă și să zică bună ziua, sunt Marcel Popescu, nu de la Buzău, de la Râmnicu Sărat, și aș vrea și eu să mă înscriu în USR. Și ea de la USR să spună, bine ați venit domnul Marcel Popescu, înțelegi? Așa mă aștept eu, că nu se poate să nu vezi lucrurile astea, man. Asta e, a fost strigătul. Eu nu știu, apropo de povestea ta cu calul troian, nu știu dacă supoziția e corectă, dar termenul foarte scurt ne va lămuri. Ne va lămuri, pe asta spune. Avem inclusiv contractul lui George Râpă, e încheiat pe 5 luni de zile, da, nu? Da, 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 să închide deci de Crăciun. Deci e vorba de parlamentarele și prezidențiale. Păi da, el e contractat pentru și această campanie. Vom constata la finalul toamnei ce a făcut anume George Râpă din poziția de consultant al USR, pentru că vom avea evidența prezenței publice a USR-ului, nu? În primul rând asta vă spun, în primul rând asta, nu neapărat scorul, pentru că vreau să fiu fair până la capăt. Da. Consultantul nu poate să-ți facă minuni. Dacă tu ești un cal mort, o să ieși pe locul 18, unde, că nu te-ai mișcat pe loc, fii mort. Da. Înțelegi? Dar o să vedem mișcările, o să vedem și acolo eu totuși cred că am 15 septembrie fac 22 de ani de meseria asta. Cred că pot să înțeleg unde s-a apăsat pe un buton, unde s-a apăsat pe altul, unde s-a făcut, unde s-a adres. Și sunt foarte curios și eu să văd evoluția asta. Abia aștept. Bine. Ce facem?
Păi, nu că știu ce facem. Suntem aproape de final și tot am rămas cu restanța. Și tot am rămas cu restanța de SNSPA. Îți propun să pe care am rostogolit-o și săptămâna trecută. Da. În apărarea noastră pot să spun doar atât. Data trecută am anunțat că vom încerca să prindem în sfârșit un telefon la departamentul de sociologie, la Facultatea de Științe Politice. Nu mă interesează să vorbesc cu Remus Pricopie, l-am văzut peste tot exprimându-se în marginea acestui scandal ca să se scoată el, să iasă el bine, știi, la vopsea din toată povestea asta, și atunci nu mă interesează dinspre SNSPA vocea rectorului Remus Pricopie. Dar m-ar interesa niște voci de la nivel mai mic. Repet, fie din departamentul de sociologie, unde ani de zile au lucrat, ba chiar Bula era șeful acelui departament de sociologie. Da. El acum a căzut din înaltul acestei funcții. Uh-huh. În momentul în care a fost dat afară, a fost dat afară nu doar din poziția de cadru universitar în SNSPA, ci și din înaltul acestei poziții de șef al departamentului de sociologie. Și sigur, aș vrea, în continuare vreau să auzim voci de la oameni de acolo. Nu a fost posibil, nu e posibil încă, lumea preferă să stea la cutie. Da, uite, acum fac eu exercițiul ăsta și îți propun exercițiul ăsta. Da. De ce crezi că nu vor? Adică totuși noi acolo, noi cunoaștem oameni din acolo mai multe motive, dar deja mă pui pe un tărâm atât de speculativ, atâta timp cât du-te eu... cât știi, consider că n-au început nisipurile mișcătoare. Marja e foarte mică. Nisipurile mișcătoare încep foarte repede, pentru că una din supoziții e că, de fapt, n-au foarte multe lucruri să spună în apărarea lor. În momentul în care, sigur, discuția intră și automat intră și pe această filieră neplăcută. Ce ați văzut voi de-a lungul anilor la comportamentul lui Bulai? Da. Cum a întâmpinat corpul didactic de acolo alegațiile cu privire la Bulai sau la Pieleanu, care erau totuși chestiuni, hai să nu zicem de notorietate în sensul în care să urca cineva în fiecare zi pe clădirea SNSPA-ului și urla, dar circulau printre studenți lucrurile astea. Știi foarte bine povestea cu Mihaela Miroiu, căreia îi se spusese de acum 15 ani. I s-a dusese la cunoștință un caz de ăsta de abuz. Deci cu atât mai mult colegi mai tineri poate au auzit de-a lungul timpului. Discuția are potențialul să devină neplăcută pentru oameni care poate n-au nicio vină în afară de vina ignoranței. Da, exact, dar sau... fi ignorat povestea, dar știi? Încoată. Și sigur, aici la ignoranță putem să discutăm de, și de alte ingrediente, de ceea ce crezi că e în puterea ta să schimbi. Poate te simți insignifiant și taci din gură și mergi. Ovidiu, nu toată lumea trebuie să aibă, cum să zic, justițiarismul nostru. Hai să acceptăm și asta, Ovidiu. Unul din motivele pentru care noi stăm la această măsuță, fără aer condiționat, într-o aripă quasi părăsită de la Casa Presei, este pentru că nu am acceptat o mulțime din compromisurile pe care, din păcate, mulți colegi de-ai noștri din media le acceptă. Da. Și atunci, hai să acceptăm din start că noi suntem niște justițiari care și-au asumat toate consecințele pornirilor lor justițiare, inclusiv consecința periferiei într-o anumită măsură. Poate că, cum să zic, capacitatea profesională a lui Ovidiu Vanghele i-ar fi dat dreptul să spere la mai mult decât o emisiune făcută pe donații, pe bunăvoința publicului. Dar în România, în condițiile media de la noi, în condițiile societății de la noi, asta n-a fost posibil și tu ai avut o alegere de făcut. Să pleci capul ca sabia să nu-l taie sau să ridici capul cu riscul de a ți se tăia un deget, o mână, capul nu ți s-a tăiat. Nu, dar înțelegi filozofia. Și atunci, eu nu pot să am, cumva, luând exemplu personal, eu niciodată nu fac asta. Eu nu plec de la exemplul meu personal ca să le reproșez altora că n-au făcut la fel. Ce aș fi făcut eu. Sunt o mulțime de oameni în România care în zonele lor profesionale s-au complăcut. Au acceptat vecinătatea unor lucruri neplăcute, toxice, conștienți, mai puțin conștienți. Nu pleca de la premisa că era, toți știau, toți aveau înregistrările pe care le-a publicat Snoop cu Bulai și au zis, băi, noi avem înregistrările, dar stăm la noi acasă, nu ne interesează. De acord. Dar
Ca să mă întorc la ce a provocat discuția noastră, motivele tăcerii probabil sunt multiple. Odată legate de, repet, niște explicații care sunt mai degrabă neplăcute, pe care poate nici măcar nu le am, eu ca și cadru didactic la sociologie, la științe politice în SNSPA, o anumită oboseală probabil care a intervenit, o anumită, cum să zic, un anumit sentiment că de fapt situația e atât de scăpată de sub control încât orice ieșire de-a ta nu va face decât să rostogolească în și mai negativ lucrurile. Eu nu sunt de acord cu chestia asta. Eu cred invers. Eu cred că atunci când oamenii se vor decide să iasă să vorbească, nu va mai conta pentru nimeni. Exact. Eu cred că trebuie să ai capacitatea să răspunzi tocmai în situație de criză și că te definește în sens, sau ar trebui să te definească în sens pozitiv însăși capacitatea asta. Dacă nu ai, cu toată părerea de rău, mai bine te dai la o parte. Dacă n-ai capacitatea, Ovidiu, în criză să reacționezi, adică dacă vine cineva acum pe noi și ne acuză de șpagă, noi zicem, o să explicăm, dar peste 6 luni când ne trece tahicardia. Nu, evident, nu. Cum să spun, dacă aș putea, da, pârâi ăsta, dacă aplaud, te-aș aplauda pentru pledoaria asta, că fix, adică na, avem același etos în final, nu o să accept niciodată bălării, chiar dacă nu mi se întâmplă mie sau dacă nu, cum să spun, sunt cumva conexe mie într-un sistem în care ajung să mă manifest și eu. Eu m-am omorât cu ea la facultate, nu vreau să vorbesc despre asta, fac acum, uite, faptele de vitejie evanghelești, dar mie mi se pare că este cu atât mai paradoxal cu cât asta nu este facultatea de inginerie sau de zbor fără motor. Asta este facultatea în care se învață fix chestii din zona normalului față de anormalul care se tot întâmpla acolo. Uh-huh. Eu am scris pe Facebook că eu, care, încă o dată, eu nu știu unde e SNSPA-ul. Nu știu unde este. Trebuie să mă uit pe ăla, pe Maps, să mă duc acolo. Eu am aflat de acum aproape 20 de ani că acolo se întâmplă lucruri de genul ăsta. Mă rog, ai aflat, ai auzit. Nu, mi s-a povestit la prima mână de către cineva care a pățit chestia asta. Da. Am spus. Da, e o relatare, tu știi că e o relatare. În sens, sigur, dincolo de habar n-am, poate ți era prietenă persoana respectivă, dincolo de aspectul pur uman. Era o prietenă a prietenei mele. Crezi o cunoștință, în ordin strict profesional jurnalistic, ai nevoie de mai mult. Sigur de că atât. Da, nu, dar ce am spus atunci a fost următorul lucru. Băi, hai să fac, încă o dată, n-am pus sub nicio formă la îndoială ce mi s-a relatat. Uh-huh. Pentru că a început să plângă femeia aia. E foarte greu, adică ori aveam de-a face cu, nu știu, o actriță din asta, wow, nu știu, ceva așa, ori e adevărat, da? Că am văzut-o plângând și am spus, băi, hai să facem ceva, nu știu, hai să mergem la miliție, lasă-mă să scriu. Și a spus nu și ți interzic să faci asta. Și na, dacă femeia nu era pregătită să confrunte situația asta de maniera asta cu multă populație în ea și cu public, da, am respectat asta. N-am avut ce să fac, pentru că conștientă fiind de decizie, mi-a spus nu ai voie să faci asta. Uh-huh. Și am uitat. Sigur, n-am uitat, am mai povestit, dar în sensul că n-am făcut nimic public, da? Până acum câteva zile sau câteva săptămâni când am scris că există. Deci eu însumi, care n-am nicio legătură cu facultatea aia, auzisem la prima mână de la o victimă a unuia din ăștia, am și spus atunci a cui, a celuilalt, da? Da. Așa? Și mi-e foarte greu să cred că n-aveai loc să te întorci, să te învârți, să te cutare. Mi-e foarte greu să cred asta, sincer. Și, na, asta este poziția mea, că, uite, până la urmă am ajuns să vorbim despre asta, da? Da, dar, știi, atingând așa suprafața unor lucruri care, într-o anumită măsură, s-au mai zis, știi?
Știi cum e? E într-o anumită măsură cam povestea noastră de la Pantelimon. Poate că în sine cazul a fost discutat și răzdiscutat și întors pe toate fețele, dar sunt încă lucruri importante dacă ne ridicăm strict deasupra cazurilor punctuale și încercăm să înțelegem o funcționare sistemică acolo, știi? Absolut. Și aici, sigur, mă rog, aici nu doar, cum să zic, nu doar SNSPA-ul păcătuiește în ordinea păcatelor universitare. Tu știi foarte bine că și la Facultatea de Jurnalism, da, de pildă, la Universitatea București, de unde tu ai plecat cu scandal anul trecut, cumva atitudinea asta era vizibilă. Dacă apărea vreun scandal, vreun scândăluț, tentativa era de acoperire, de mușamalizare, de necomentat public. Păi acolo a fost de necomentat public din partea unora care ar trebui să învețe studenții cum să comenteze public, cum să explice lucruri public, cum să se poziționeze public față de un lucru sau altul. Eu am făcut o investigație de presă. Da. În urma acestei investigații de presă, prodecanul pe care eu l-acuzam acolo că și-a adus un coleg de partid să facă nu știu cum și să dreagă și l-a băgat în ciorba aia universitară acolo pe relația asta de partid, prodecanul a fost demis din poziția de prodecan. Da? În investigație, dar cred că ți-am spus că am râs împreună, da? Deci în documentarea poveștii am vorbit și cu celălalt prodecan. Important, decanul nu a mai candidat pentru un mandat de decan. Deși avea, el era, cum să spun, înainte să apară poveștile astea, el fiind parte alături de acest prodecan la miau-miaurile alea făcute acolo, omul n-a mai candidat. Deci un decan s-a oprit de n-a mai candidat și un prodecan a fost demis. Celălalt prodecan este astăzi decanul facultății și în documentare l-am sunat și pe celălalt prodecan și l-am întrebat, doamnă, nu vă supărați pe întâmplător mi-a fost profesor, mă rog, asistentă ceva, când era foarte tânără, Romina Surgiu se numește. Și am sunat-o și a zis, doamnă, uitați care e situația, vă sun să vă întreb care a fost participarea dumneavoastră la deciziile instituționale de parteneriere a facultății FJSC cu firma Miau Miau a domnului, cum îl cheamă pe ăla, Buta, cum, Opa Advertising a domnului Buta. Și femeia a zis, nu am voie să dau declarații. Nu zic că are ceva. Zic, domnul, păi stați puțin, zic, nu că eu nu vă cer un punct de vedere, nu știu, despre starea presei și dumneavoastră să-mi spuneți că nu sunteți abilitată de decan să dați declarații. Eu vă întreb de participarea dumneavoastră, sunt ziarist eu și lucrez la ceva. Și acolo la facultate s-a întâmplat ceea ce mie mi se pare ilegal sau imoral măcar, dacă nu ilegal, cu angajarea ăluia fictivă, cu nu știu ce. Care a fost participarea? Nu pot să dau nicio declarație. Și astăzi este decanul. Astăzi, măi, studenților de la facultate... A avansat în funcție. E avansat, da. Păi aia... Ceea ce înseamnă că metoda pe care a aplicat-o a fost bună pentru ea. Ok. Nu, dar nu ne arată și asta ceva, Ovidiu? Deci omul a avansat în funcție. Mă bucur că am ajuns la discuția asta. Păi, e minunat exemplu. Da, păi omul asta, a avansat. Păi de asta l-am deci a luat decizia corectă. Absolut. A luat decizia, nu am cum să comente. Păi nu, doamnă, stați puțin, vă întreb de dumneavoastră ce ați făcut ieri, alaltă ieri. Nu am voie să dau declarație. Păi cine zic, sunteți la pușcărie, sunteți la Balam, undeva, aveți telefon. Nu, nu. Și a ajuns decan. Deci ăsta e... Hai că uite, la următoarea emisiune când mă întreb ce fac, o să tac așa agresiv, că poate avansez în funcție, știi? O să mă fac, nu știu, producătorul. Nu trebuie doar să taci, trebuie să te și disculpi de ce nu vorbești. Nu, păi... Dar explicația să nu fie rezonabilă. Nu, dar să fie lipsită de rezonabil. Păi ea nu s-a disculpat, a avut 8 cuvinte astea. A, da, s-a disculpat, a zis, nu am voie să dau declarații. Nu mai știu dacă asta... S-a disculpat, adică n-a zis, domnule, nu vorbesc cu tine Evanghele. Nu, nu. Domnule, nu am voie. Nu, dar cred că cred că asta am dedus eu încercând să scot cu forcepsul. Doamne, dar de ce, de la ce v-ați luat? Adică eu vă întreb de dumneavoastră. Da. Nu pot. Și aia a fost. Și, deci, studenți, când vă duceți la facultate, doamna Surugiu vă va călăuzi pașii către jurnalismul. Da, bine, asta a fost o paranteză în cadrul discuției noastre care
a plecat de fapt de la SNSPA. Paranteza e neimportantă, dar ilustrativă totuși. Sau, mă rog, nu e cu totul neimportantă, e neimportantă raportată la cazurile astea punctuale, Bulai și Pieleanu, care rămâne tot o nebuloasă. Adică dacă pe Bulai, dacă în privința lui Bulai s-a intrat deja, inclusiv în zona de cercetare judiciară, pentru am citit recent nou. Că a fost Cristian Pârvulescu, care e decanul Facultății de Științe Politice, în cadrul căreia funcționează acest departament de sociologie, a fost la poliție Pârvulescu să dea declarații despre Bulai. Da, și înțeleg că domnul profesor Pârvulescu a spus ceva de genul, erau niște acuzații, dar se refereau mai degrabă la o conduită din asta discutabilă, erau, că nu știu dacă vorbea despre amândoi, sau că am văzut doar bucăți. Da, au fost imputate și astea acum. În decizia de desfacere a contractului de muncă, astea au devenit, au devenit pietre de temelie în cadrul demonstrației. Da. Ai citit decizia Comisiei de Etică? Nu, e postată pe site-ul SNSPA, o poate citi oricine. Da, am văzut. Acolo se spune și de pozițiile lui misogine. Da. Adică sunt invocate în probatoriu respectiv. Nu sunt, domnule, și mai mânca și gumă de mestecat. Cum să spun, băi, eu încă o dată mă uit, plângea fata aia. Adică plângea, a zis, dom'le, mi-ai să arată, dedică-ți bluză. E ceva așa, cum să spun, ar trebui să fie la marginea lumii, dacă ar trebui să fie undeva pe lume, așa ceva. Da. Știi? Într-un cadru din ăsta, cu altfel, Bula mi-a fost profesor. Eu, vedeți, Ana, nefiind femeie, n-au avut ce să-i arăt. Iartă-mă, fac mișto de asta, dar noi au razna. E și urât. Da, și nici nu sunt bine pe... Păi nu, că puteai să fii un Alain Delon. Păi da, dar bănuiesc că omul o ține pe lui, adică, sau e... Nu știu. Și pe echipa adversă. Da. Nu știu, n-am investigat, dar bun, hai să nu... Nu, discuția... o ducem într-o zonă, da. Exact. Nu, deci, mi s-a părut un om aproape, adică nu aproape, mi s-a părut un om ok, că un om respectat. Sigur, n-am văzut, dacă aș fi văzut la facultate, la mine, am făcut la Universitatea Media, acolo mi-a fost profesor. Dacă aș fi văzut că face de-astea cu colegele mele de la grupă, de la așa, nu știu, de-am cu scaunul în cap sau ceva făceam. N-am știut. Ți-am zis eu, când am văzut că iese ceva de la SNSP, am fost sigur că e din celălalt. Da. Dar, da. Păi asta zic, cazul celălalt... Tu mi-ai zis că tu știai. Am auzit. Mie mi se pare excesiv acest știam. Da. Pentru că, unul la mână că mi se pare excesiv, doi la mână ne pune chiar pe noi într-o lumină cu totul negativă dacă spunem ca ziariști, băi, noi știam totul. Știam, domnule, ce s-a publicat acum... Știam toți, aveam și file-urile audio eventual în sertar, dar nu le publicam, că le țineam acolo. Nu știam la modul ăsta. Erau zvonuri. Da. Erau zvonuri că există profesori la SNSPA care au tipul ăsta de comportament. Eu n-am fost în SNSPA, n-am fost student al SNSPA. N-am cunoștințe de la SNSPA, mă rog, am avut târziu cunoștințe de la SNSPA, în niciun caz în perioada studenției. Da. Eu am făcut științe politice la Universitatea București. Nu știam pe nimeni de la SNSPA. Mm-hmm. Noi la științe politice la Universitatea București râdeam de SNSPA, că era moștenitoarea Ștefan Gheorghiu, știi, zona aia sulfuroasă, vroiai la SNSPA. Adică dacă te duceai la științe politice la Universitatea București, o facultate mult mai tânără decât SNSPA, nu vreau SNSPA. Eu nu mă duc la SNSPA, mai bine mă duc la ăștia care au fost înființați recent și au un corp profesoral care n-avea foarte multe credențiale la finalul anilor 90, începutul anilor 2000, dar aș îndrăzni să spun că oamenii au dovedit între timp că sunt tobă de meserie, adică plecând de la fondatorul științelor politice în Universitatea București, Daniel Barbu, și ajungând până la, nu știu, Cristi Preda, care, hai să spun și asta dacă tot i-am menționat numele, nu sunt un fan al lui Cristi Preda, dar omul e tobă pe științe politice. Da, domne. Pe ce predă. Altfel, îmi pare rău. Poziționările lui publice, inclusiv alea cu Udrea, pe plajă, să mă ierte Dumnezeu, dar mi s-a strâns stomacul. Adică... Domne, nu,
Nu știu, eu cred că... Eu nu zic că a greșit. Eu m-am lămurit din punctul ăsta de vedere, dar nici nu pot să zic că din pricina asta omul e un incompetent. Eu, nu, e doxă, e tobă. Eu cred că există... Profesional. Eu aș și legifera acest drept al omului de a fi uneori... Oh, dar ne prevalăm toți de el. Nu, da, nicio problemă. Nu trebuie legiferat. Primul că... care... susțin. Să știi că și votul pleacă de la premisa asta că cetățenii au dreptul să greșească. Deci în cazul în care îl vor investi pe Ciucă cu funcția prezidențială, să nu înjuri foarte tare poporul român. Da, eu încă o dată am și făcut pariu că o să aibă aceiași 8% burdujieni. Da. Deci acolo va fi. Hai să trăim și să vedem. O să avem un ursar comun. Aoleu. Pentru că ne-a enervat în egală măsură acest marțafoi, practic, edilul, cum îi zice ăsta de la, doamne, ăsta de la Buletin de București care a scris editorialul, cum îi zice, mă? Nu știu, eu n-am citit editorialul. Eu am citit editorialul. Dar poți să-mi scap acum... Poți să zic cum îl cheamă în buletin pe edil. Nu trebuie să-i găsesc vreo poreclă de presă. Îl cheamă Ciucu, dar Ciuctatorul îi zice. Da, da. Că e dictator Ciucu... În fine, deci... Da, e un dictator, Ciuctatorul sună așa, un dictator ridicol. Da, da. Păi acoperit da, de ridicol. Păi probabil că acolo să și bătea. E... Mă gândesc la Charlie Chaplin, știi? opintindu-se la pupitru sau ceva. Da, cam așa îl văd și pe Ciucu în poziția de dictator. Îi fac eu rezumatul rapid și rog, sunt convins vreau. Că o să completezi tu. Hai să spunem din start că la noi e și subiectivism în povestea Ciucu, deși asta e o știre. Adică asta ce citesc eu aici e o știre. La tine subiectivist că ai pățit fix la fel. Da, dar mă rog, e tu, tu cu Diana la de la zero ați pățit fix la fel. E din mai multe motive. La mine nu e subiectiv. Acolo, ba da, e și... Mie mi se pare mai muțoi de la un cap la altul. De la momentul păi intrăm în politică. Păi și nu e subiectivism aici, adică ți se pare... Oh, da, păi e. Dacă s-a dus la... Așa ți la se pare un mai muțoi de la un cap... Uite, vezi, deja e subiectivist, pentru că nu poate să fie chiar de la un cap la altul mai muțoi. Adică, da. Bun, bine. Acum, ce vrei să mă apuc eu să-ți listez reușitele edilitare ale lui Ciucă? Asta. Dar totuși... Te provoc. Între... Nu trebuie să mă provoci. Da, spun doar atât. Tot s-a mai văzut ceva pe la el în sector față de alți primari de sector din București. Deși eu încă cred că el ar fi trebuit să dispară din peisaj la povestea aia cu femeia, cu femeia mâncată de câini în sectorul lui. Da. El a dat-o cu mantă pe Nicușor Dan, pe serviciu de ecarisaj, pe nu știu ce, nu m-a convins, cred că ar fi trebuit să dispară din peisaj. Dar sigur, Ciucu, noi am stabilit deja, Ciucu e gândacul care supraviețuiește bombei atomice. Exact. El nu o să dispară din niciun peisaj niciodată. Vrea să fie acolo. Hai să-ți citesc. Închidem parantezele astea. Ciucu e nominalizarea noastră comună la Duhul Absolut. Rău al săptămânii, rubrica de închidere a judecății de acum. Iată motivul. Primăria sectorului 6 a organizat o dezbatere publică pe tema reabilitării și modernizării parcului Grozăvești. Reporterul Buletin de București spune că s-a înscris pentru a participa, așa cum era indicat în anunțul primăriei, însă a fost contactat și i s-a transmis că accesul jurnaliștilor nu este permis pentru că, citez, nu este un eveniment de presă. Deci, practic, ca să fac un rezumat ultra rapid la rezumat, primarul nostru Ciucu a inventat ceva de neimaginat, dezbaterea publică fără jurnaliști. Fără presă în public. Fără presă în public, da. Înțeleg că a venit și Ciucu ulterior cu niște explicații suplimentare pe Facebook. Știi că el... Alea ți le dau eu. Băi, el dă pe Facebook. El răspunde pe Facebook. Tu postezi ceva, dacă ai vreo publicație, postezi ceva acolo la publicație și vine și îți răspunde în comentarii în subsol Ciucu. Și înțeleg că a justificat Ciucu că, vezi, doamne, domnule, dacă i-ar fi permis accesul jurnalistului de la Buletin de București, poate venea și unul de la Antena 3 sau de la România TV și să deturna dezbaterea publică. Și atunci, ca să nu fie pus în poziția asta, s-a gândit el să interzică accesul presei la eveniment. Nu mai căuta, că... Vrei să ții tu... Păi nu, tu mai întâi spune ce a fost și după aia... Gata, eu am terminat. Ăsta a fost rezumatul meu.
eu nici nu mai simt nevoia de explicații suplimentare. Dacă vouă vi se pare acceptabil ca un primar să-și pună aparatul de lucru, să interzică prezența unor jurnaliști la o dezbatere publică, atunci n-are sens să vă încerc să vă conving, dar publică? Sper că voi, cei care vă uitați sau ne ascultați, înțelegeți din start că asta e cât o tâmpenie. Da. Adică trebuie să fii stricat rău la cap ca să faci asta. Colegii de la Buletin de București, evident vexați de această imbecilitate ciuchească, nu știu cum să-i spun, au scris o dată un text de presă despre ce s-a întâmplat acolo și înțeleg un fel de update și după aia un editorial despre asta. Și asta cu ciuctatorul, asta cu ciuctatorul, da. Da. Un editorial în care, sigur, să dau niște tușe, că da, editorial, dă opinie, adică mai groase un picuț, mai grosuțe, așa, faptelor din poveste. Adică nu se spune că a venit ciucul, nu știu, bat sau că a aruncat cu nu știu ce în sus, pe acolo. Da. Spun, da, sigur, taxează gazetărește conduita lui. Și vine ciucul. O publicație de hipster a tot știutori mă face părând. Grof, ciuctator, despot, comparat cu Kim Jong-un, comparat cu Lukashenko. E drept, încă n-au ajuns la Putin, Stalin, Hitler sau alți făptuitori de genocid din istorie. Și tot ei scriu trei articole preluate și de alții, toate cu concluzia că eu sunt un antidemocrat, un dictator, pentru că mi-am dorit o întâlnire cu cetățenii și fără presă. Asta în timp ce le-am spus repetat că absolut toate, dar toate informațiile le stau oricând la dispoziție. Asta, mă rog, așa a scris omul, așa citim. Informațiile le stau, adică sunt undeva ele așa și le stau la dispoziție ziariștilor. Dar ce piruietă penibilă, că nu era vorba despre bararea accesului la informații tehnice sau eu știu ce proiect se discuta la... Era vorba de interzicerea accesului la dezbaterea respectivă. Cu ce înlocuia Ciucu? Le trimitea pe stick înregistrarea dezbaterii? Zice așa, evident, au venit, au participat și nu au scris nimic despre conținutul dezbaterii, calitatea bună sau proastă a proiectului, că tot ziceau de informarea cetățenilor, prostii, ei cu mine aveau treabă. Am înțeles, iartă-mă, aici deja mă enervez eu. Deci Ciucu nu știe nici măcar același lucru, că eu dacă ca jurnalist mă prezint la o împrejurare publică, nu sunt obligat să scriu despre respectiva. Prezența mea acolo nu certifică faptul că urmează să scriu. Îi mai dau o veste domnului Ciucu. Dacă eu îl inund începând de mâine în fiecare zi cu 10 solicitări formulate în baza legii 544, n-am nicio obligație legală să folosesc datele de acolo. Pot doar să le cer. Da. Domnul Ciucu, pot doar să le cer. Eu, și pot să trimit 100 pe zi. Da. 100 de solicitări formulate în baza legii 544 către primăria sectorului 6. Și trimit în fiecare zi timp de o lună. 100. Găsesc eu ceva să întreb acolo. Înțelegi? Și nu sunt obligat. Surpriză, domnul Ciucu, nu sunt obligat să folosesc. Ba chiar scrie în normele metodologice de aplicare a legii că nu sunt obligat să-i dovedesc autorității când îi cer datele pentru că ce le cer să le folosesc, sau că urmează să le folosesc. E treaba mea. Da. Zice, continuă. Pe scurt, despre ce a fost vorba. Eu am vrut o consultare pe proiectul parcului din Grozăvești, doar cu oamenii din Grozăvești, urmând o altă dezbatere mai largă în perioada de transparență a proiectului conform legii. O publicație a tras concluzia că nu pot face o dezbatere publică focalizată doar pe cei din cartier și de aici a început tot tărăboiul. Ochi, cu caps acum, da? Deci acum țipă, eu nu mai am energie să țip, nu avem nici oxigen aici. Ok, să zicem că ai fi greșit. Uite, am țipat. Paranteză, nu am vanități și pot recunoaște dacă greșesc, dacă mi se explică argumentat. Poate trebuia să nu fi țintit întâlnirea de ieri doar pe oamenii din zona respectivă. Dar asta justifică trei articole și jignirile aduse, dragă redacție de presă civică, între ghilimele redacție de presă civică. Mai ales că adevărul este cam invers. Câteva lucruri factual obiective care contrazic detractorii mei. Asociația Vanky Citizens, care, mă rog, sub cupola căreia funcționează Buletin de București. Publisherul, dacă publisherul, vrei. Publisherul, da.
a plasat primăria sectorului 5 într-un studiu din 2022, drept cea mai transparentă primărie din România. Sunt singurul primar din București care mi-a prezentat anual raportul de activitate în cadrul unor evenimente publice. 3. Avem de departe cel mai transparent website și intuitiv. Și cel mai important, am avut probabil de 4 ori mai multe dezbateri publice decât oricare altă primărie din București. Asta ar fi fain de cercetat și de validat sau invalidat. Deci, cum sunt? Groh, despot, ciucător? Mamă, dar a răspuns Ciucu, ieșind, ieșind în decor în ultimul hal. Păi, eu de-aia ți-am zis că trebuie să... De-aia am făcut... avem acel statut, cum să spun, la așa, și eu vin și pun cărniță. Da. Păi, și vezi, da, uite, vezi că... Ciment. Acum îmi pare rău, dar suntem și pe final. Deci, cum sunt? Groh, vrea să spună grof. El a fost acuzat că e grof. Da. Adică... stăpân de sclavi. Uite, în Transilvania. Uite, ne întoarcem la pasărea zbâr pe o urghiană, știi? Deci, groh, exact. Porcușorul în cotet. Groh, despot, ciuctator. De ce redacția respectivă a ales să denatureze adevărul și să mă jignească? E simplu, sunt și ei oameni și trebuie să-și atenueze o disonanță provenită din stereotipul lor cognitiv, cum că eu sunt în PNL. Pentru ei asta e ceva rău. PSD și PNL sunt răul suprem și prin urmare trebuie să fie ceva rău și cu mine. Dom'le, stați puțin că acum mă enervez. Dom'le, PNL-ul, ok, și PSD-ul. Mă, dar mai ai mult să termină? Nu te supăra, păi vreau să încheie emisiunea. Eu vrei, tu par să mai ai cel puțin nu, 10 minute. Nu, mai aveam 3 paragrafe, dar nu, hai că mă opresc aici și uite. Bă, asta a fost un comentariu sau mai multe? Dom'le, este un status de Facebook. Ah, ok. Postat de domnul Ciucu acum 8 ore. Da, bravo. Da, mai multe. Era deci, în domne, timpul serviciului sau... Păi acum 8 ore a postat. E da. Ora... Deci da. bun, domne, deci asta... Ok, nu știu, eu cred, eu am încredere în colegii de la Buletin de București, eu cred că ar fi trebuit să participe, așa cum spui, știu că dacă e public, și publicul poate să fie și frizer, și ziarist, ba chiar ziarist care scrie... Și culmea și ziarist care nu scrie. El poate să fie om acolo, că e public. Da, da. Da. Dezbatere publică. Da, da, Ciucu vroia doar cu oameni din zona respectivă, înțelegi? Deci, eventual, ălora care s-au înscris le-a verificat și calitatea de locuitori în sector. Păi și poate, poate stau la o mătușă. Și am adresa la Sighetu Marmații. Domnule, problema ta că nu ești în legalitate. Păi da, dar mă interesează dar să nu particip. Ești în legalitate. Păi, ia-ți vize de flotant la mătușă. Aștept să șteargă mătușa și să-mi rămână buletinul. Și nu pot să intru în legalitate acum. Da. Da? Dar vreau să trăiesc acum, că îmi place apartamentul lui mătușa. Înțelegi? Am dat un exemplu stupid. Dar înțelegi. Deci asta vreau în încheiere, în încheierea ursarului, domnul Ciucu. Domne, PSD și PNL sunt rău suprem. Deci hai ca să lămurim chestia asta pentru totdeauna. Noul PNL este, dacă pot zic așa, răul mai suprem decât PSD. Este aproape la fel de rău suprem pe vechi, pe Dragnea, când s-a umblat la justiție și s-a făcut secția specială pe care voi PNL... Ce înseamnă noul PNL? Nou PNL ăsta acum, garniturile ăștia, recente, ăsta, așa? Cu, păi cu Bode, și Ciucu e garnitură recentă, păi în e recentă, PNL, da. Să știi. Păi da, sigur, pe filiera unui vechi ca Bujoi, dar el e nou. Pe filiera lui Bujoi, păi eu de-aia spun. Deci, concluzia pe care ai anunțat-o tu mai devreme și anume asta, că dacă ar fi atac nuclear, Ciucu ar supraviețui, vine din un lucru pe care eu l-am probat... Exact, referitor la momentul intrării lui în politică. Ciucu a intrat în politică la M10, partidul lui Macovei, înainte de locale și a dat seama că nu va strânge semnături, deci nu poate să participe la alegerile locale. S-a dus la PNL, PNL care l-a invitat să vină primul pe listă și PNL i-a spus, pune și tu 5.000 de euro la găleata asta comună aici la partid, la cheltuieli și ți dă AEP-ul înapoi când intri. Și sigur intri că ești de la PNL și ești primul pe listă la consilierii generali. Da. Și el a zis... N-am. Nu. Zice, ce s-a întâmplat de fapt? În loc să vină cu 5.000, cu riscul, aflase că există riscul să-i piardă pentru că partidul nu-i dădea lui Luciucu, AEP-ul nu-i dădea Luciucu lui. Îi dădea partidului. Și s-a n-avea că... credere în exact. PNL, nu? Da. Că primește bani. Dumnezeu mi-a spus asta, Ciucu, în coată. Da, am avut această discuție, a fost publică pe Facebook la momentul ăla, da? Am scris totul.
și am promutat la Bușoi, care era șeful PNL București. Și s-a gândit atunci, PNL-ul condus de Bușoi, n-are cum să nu-i dea lui Bușoi banii înapoi. Că e prea șmecher Bușoi. Că Bușoi conduce pe PNL București și sunt banii lui. Și, și a scris în declarația de avere că a luat bani de la Bușoi. Deci asta ți arată etosul momentului intrării lui în politică. Da? Adică, pe de-o parte, ne spunea, domnule, intru în PNL, da, sunt și aici niște probleme, dar o să schimb și va fi totuși, nu știu ce, o să vedeți ce o să fac. Dar, pe de altă parte, n-am încredere, stau cu mâna pe portofel, la masă, la partid. Înțelegi că îmi fură banii partidul. Deci, de aici spun că e... Cred că e mai degrabă corectă aia pe care o contraziceai tu, că este un maimuțăi de la un cap la altul. Deci da. Te provoc să-mi schimbi... E, acum nu o să-mi ocup cariera jurnalistică te cu rog. Monitorizarea mișcărilor nevoie... adesea entropice ale lui e nevoie de Ciprian tine în, Ciuc. E nevoie de tine în alte zone ale meserii. Îndrăznesc să cred că da. Eu pot să confirm. Hai să închidem, că uite... Gata. Deci în căldurile... Păi dacă noi am putut să facem de două chiar ore și m-am sfert... relaxat spre final, cred că m-am aclimatizat, exact. Cum se zice. Îți dai seama, suntem cum e David Popovici, care înoată în căcatul ăla acolo și a luat aur. Îți dai seama, noi putem să mâncăm căcat două ore și un sfert aici la măsuță, chiar și în condițiile astea vitrege. Deci mă aștept, nu știu... Având în vedere că atributul vitreg caracterizează mare parte din existența noastră pe această planetă, iată că nu ne-a fost atât de greu să ne acomodăm cu încă o nasoală. Asta nu înseamnă desigur că ne dorim să ne păstrăm în această sărăcie lucie, motiv pentru care vă reamintim ca de fiecare dată la finalul judecății de acum că avem și cont de Patreon, patreon.com/judecata de acum, găsiți link-ul și în descrierea clipului emisiunii de pe YouTube. Putem fi sprijiniți în acest cont de Patreon cu donații modice, 1 euro pe emisiune sau 4 euro pe lună sau mai mult. 1 euro pe emisiune, 4 euro pe lună sau mai mult. Uite că l-am și încurcat, asta e de la căldură. Da. Sau mai mult, dacă vă dă mâna, puteți, e customizabil câmpul respectiv cu donația pe care o angajați către noi. Puteți să scrieți altă sumă dacă, desigur, vă dă mâna. Poate că viața voastră nu e caracterizată de condiții atât de fizice. Bun, pe de altă parte, uite, ca să închid eu așa cu un șto, în ciuda condițiilor vitrige, nu am Ovidiu, să... A fost un șto și până aici, într-o anumită măsură. A fost măsură... un șto, da, a fost un șto, închid cu un șto. Uite, propun... Partea care nu e de mișto e că... Această producție da. Chiar există da. Atâta timp cât există un public dispus să bage și mâna în buzunar da. Pentru ca noi să ne putem face treaba da, aici. Pentru că înainte de banii noștri care alte resurse sunt, nu există. Nu există unul la mână și doi la mână, există niște costuri pe care ne le-am spus de 100 de ore aici și bănesc că oamenii le înțeleg. Da. Nu trebuie să dar spunem puțin, că trebuie să fie evident pentru toată exact. Lumea care înțelege orice minim mecanism economic. În mod da. Evident plătim o chirie, în mod evident plătim utilități, în mod evident plătim toate tinichelele astea de pe aici și așa echipamentele mai cu care transmitem colegii noștri, care sunt în producție. Avem producție absolut. Care trebuie să vină în fiecare joi aici da. Să deschidă aparatele, să ne țină pe noi în live. În fine, sunt costuri, evident. Absolut, da. Ce vreau să spun este că în ciuda acestor condiții... Și din când în când, chiar dacă n-ar zice cei care se uită la mine cel puțin, mai și mâncăm. Mai trebuie mâncăm. Să mâncăm, da. Da. Eu, uite, sunt în... Nu vreau să spun asta, eu îmi propun să slăbesc. Așa, domne, ce voiam să spun că mi-ai luat caimacul, în ciuda condițiilor vitrege, n-o să dau curs sugestiei pe care mi-a făcut-o cumva voalat așa domnul George Râpă la discuția pe care am purtat-o pe finalul ei. Ce zicea ceva de genul dacă te gândești să intri în zona asta de consultanță, mă poți găsi oricând și putem să discutăm, să nu știu, ori să lucrez cu domnia sa, ori să, nu știu, să mă învețe tainele. Și i-am spus, uite, acum o spun și public, domnule, nu mulțumesc frumos, dar nu. Deși, sigur, acești 6.000 pe lună
sună bine, adică sună bine-rău, dar cu toate astea mă încăpățânez să nu. Dragi privitori și ascultători, vedeți voi cum faceți să ajungem de la 1000 de euro pe lună nivelul nostru actual pe Patreon la un 5-6000. Nu pot să visez așa departe. Mai depuneți și voi un pic de efort. Cred că visez frumos. Da, na, sănătoși să fim. Nu visam, sunt chiar cu ochii larg deschiși, să știi, n-am intrat încă în starea de referie. Eu mă gândesc că de la lipsa asta de oxigen te-a luat. Probabil, probabil, asta, da, sper să nu fi spus mai multe prostii decât... ne corectează oamenii, că de-aia stau eu cu telefonul aici, cu comentariile, pare că nu am supărat prea multă lume astăzi, deci a fost o ediție lungă, dar grea, vorba poetul minor Andrei Crăciun. Bravo nouă! Bravo nouă! Ovidiu, pe joia viitoare. Pe joia viitoare, îți mulțumesc frumos pentru discuție, pe joi. Salut. Ciao.